Bună seara, bună seara, Daniela Nica este numele meu și, în primul rând, la mulți ani! La mulți ani să faceți din anul ăsta, bineînțeles, cel mai bun an de până acum, din toate punctele de vedere. Mie îmi place să... N-am fost foarte pro până anul trecut acestei idei de a-ți seta, de a-ți pune cuvântul anului, dar anul trecut am făcut acest lucru și nu mi-am pus un cuvânt, mi-am pus două. Am avut două cuvinte care m-au ghidat. Primul a fost flexibilitate, al doilea a fost networking. Aș fi interesată dacă voi ați avut un cuvânt al anului și care a fost acesta. Să scrieți încet, așa, pentru că ar fi interesant să știm și să știm și dacă asta a făcut ceva schimbări, a produs ceva schimbări în modul în care ați acționat, de exemplu. Iar anul ăsta care vine pentru mine, iarăși sunt două, mi-am propus să aduc foarte multă iubire în tot ce fac. Deci primul cuvânt este iubire. Eu sunt un introvert, nu sunt o extrovertă și e important să aduc în mod intenționat energia asta, adică să fac lucruri care, în urma cărora oamenii să simtă această energie. Iar al doilea cuvânt este pentru mine investiții. Așa am decis eu anul acesta. Hai să vedem. Sunt o grămadă de răspunsuri deja, mai mult de bună seara, dar văd că și cuvântul anului, armonie, siguranță, pace, super, reconstrucție, sunt mai multe. Bun. Dar în seara asta nu este vorba despre cuvântul anului. Am putut doar să vă întreb așa, pentru că tocmai am început anul și este primul masterclass din comunitatea noastră. Mă bucur foarte tare să fie acest masterclass despre corpul nostru în primul rând, pentru că avem nevoie de un restart. Și cred că orice restart de calitate așa începe cu corpul nostru, cu un restart al corpului nostru. Și mai multe despre asta o să ne vorbească Atena, pentru că ea este specialistul în această seară. Ea este expertul. Eu o cunosc pe Atena de ceva timp, de poate câțiva anișori așa ne cunoaștem, 2-3 ani. Lucrăm îndeaproape de mai puțin timp, dar destul cât să știu multe despre profesionalismul și dăruirea ei, mai ales când vine vorba despre principiile pe care ea le respiră, le trăiește, după care se conduce în fiecare zi și își conduce activitățile, familia și tot ceea ce face pornește de la filozofia aceasta a ei de viață pe care a adoptat-o și despre care o să vă vorbească mai mult, și anume principiile de viață sau stilul de viață. O să vorbească ea în seara asta mai mult despre asta. Și eu vreau să vă spun câteva cuvinte despre ea. Iubește stilul de viață raw-vegan. Vorbeam înainte de a da drumul la înregistrare despre ideea asta că noi toți suntem cumva pe un continuum. Unii suntem la un extrem, alții la cealaltă extremă din punct de vedere al stilului de viață. Dar cei mai mulți dintre noi suntem între cele două extreme și unii dintre noi un pic mai la mijloc, acolo unde încercăm să aducem mai mult echilibru, încercăm să aducem mai multe fructe, legume, apă și mai puțină cărniță, dar nu neapărat ne-am dus chiar până în zona de raw-veganism. Deci în seara asta o să aflați despre principiile de la cumva extrema aia super, super, super sănătoasă, da, raw-veganismului. Pentru că Atena crede că menirea ei pe acest pământ este să ajute oamenii să se ajute pe ei înșiși și să se vindece pe cale naturală. Ea a avut propria călătorie. Eu știu multe despre Atena și din povestea ei de viață. A trecut prin foarte multe provocări pe partea de mindset, pe partea emoțională și cumva ca o consecință și pe partea de sănătate fizică. Și a reușit să se vindece pe cale naturală prin schimbarea stilului de viață și prin schimbarea gândirii. A devenit în timp, pentru că o să vă spun ea mai mult despre povestea ei, dar astăzi este reprezentantul oficial al Institutului Hippocrates în România și este mentorată, este educată, este îndrumată profesional de către dr. Brian Clement, și care este, cred, fondatorul Institutului Hippocrates, din nou o să vă spun ea mai multe, și de către echipa de la acest institut. Este vegană de peste 11 ani. În urmă cu 2 ani a luat decizia să se hrănească doar cu hrană crudă, 100%. Anul acesta a participat la programul de transformare a vieții la Institutul Hippocrates. Din nou, știu despre Atena cât de mult investește în ea
când a fost de mai multe ori la Institutul Hippocrates, anul ăsta am fost eu, eram și eu în America când a fost acolo. Și de trei ore am fost anul ăsta. De trei ore ai fost anul ăsta. Și eu am aici, că ai petrecut 6 săptămâni doar în unul dintre programele acestea de transformare. Alături de lideri mondiali în domeniul sănătății, știu cât ai investit, știu cât de mult iei în serios ceea ce faci și mai știu ceva, știu că ai deja o grămadă de clienți, o grămadă de oameni care sunt mentorați de tine și care urmează sfaturile tale, care își schimbă obiceiurile și practic viețile sub ghidarea ta, sub bagheta ta magică, cum îmi place mie să spun. Astăzi o să vă vorbească Athena. La sfârșit, nu, ca de obicei, nu vă ascundem faptul că avem un program pregătit pentru voi. Un program care cred eu că este cel mai potrivit în momentul ăsta din an pentru a da un restart. Restart your body. Probabil că mulți dintre voi ați auzit de fasting, nu? Așa să zicem mai pe englezește. Sau post, da, și post negru, știm că înseamnă să nu mănânci nimic și noi avem ideea asta de post mai mult din zona spirituală, dar aici vorbim despre fasting, despre post ca o strategie extraordinară pentru a da un reset, pentru a face un detox profund și, cum zice și Athena, și am rezonat foarte mult cu ideea asta. E un exercițiu și pe partea de conștientizare extraordinar de bun. Eu de-abia aștept să încep. În data de 10 ianuarie o să încep și eu cu Athena. Am mai făcut o singură dată anul trecut acest proiect și, deși am zis că îl fac atunci, eram printre avioane, pur și simplu, și nu l-am făcut, dar mă bucur foarte tare că asta ne pune împreună în acest context și o să facem împreună acest fasting de 10 zile, pe care știu că o să vi-l prezinte ea la final. Dar până atunci, până la ce v-am pregătit pentru final, Athena are foarte, foarte multă valoare, informație de valoare pentru voi astăzi și știu sigur că deja veți, în urma acestui masterclass, veți avea idei, informații, conștientizări care sunt aplicate, menite să chiar să vă schimbe viața. Și știu că de obicei se folosește cuvântul ăsta așa, dar cum să ne schimbăm viața mai bine decât schimbându-ne corpul, adică îmbunătățindu-ne sănătatea. Până la urmă, viața noastră are un început și un sfârșit și atât începutul cât și sfârșitul este legat de corp. Eu vorbesc foarte mult despre creier. Și iubesc zona asta de psihologie și neuroscience și studiez foarte mult creierul uman în ultimul timp, e așa obsesia mea numărul 1. M-am scris și la un master în neuroscience și am programe pe care le construiesc și o să le lansez și așa mai departe. Și îmi place să spun și să cred că cel mai important organ pe care îl avem, organ fizic pe care îl avem, este creierul. Dar creierul este incorporat. Că spunem că de la minte pleacă totul și este oarecum adevărat, dar și corpul nostru e un joc în doi, pentru că de modul în care gândim, da, e adevărat că depinde inclusiv sănătatea noastră și sunt boli care apar din cauza modului în care gândim, dar și invers, corpul nostru susține procesele neurologice, corpul nostru susține creierul nostru, care creează apoi mintea pe care o avem și, mă rog, discuția ar putea să fie mult mai lungă aici și am putea să vorbim din mai multe perspective, perspectiva superștiințifică, academică sau perspectiva mai spirituală, că uneori mai am discuții de genul ăsta și de obicei îmi place să zic așa, ca să nu ne ciondănim în niciun fel, știi, avem limbaje diferite de a vorbim despre același lucru. Așa că corpul nostru este extrem de important. Ce să zic? Este extrem de important, mi se pare că am zis o banalitate. Adică corpul nostru este cel mai important un instrument pe care îl avem la dispoziție. Și este esențial să fim destul de conștienți încât să avem grijă de el azi. Azi. Pentru că, și aici este un mare
o mare eroare așa de gândire, dacă vreți, pe care o avem noi, că nouă nu ni se întâmplă, că nu e vorba despre noi. Avem tendința asta să depersonalizăm evenimentele negative, alea nu se întâmplă nouă. E o iluzie cu care trăim, de care avem nevoie, pentru că avem nevoie să rămânem optimiști. E ceva ce ne mână înainte, da? Și când ne proiectăm în viitor, e bine să ne proiectăm pozitiv, evident. Dar reversul medaliei este că avem tendința să ignorăm și să îndepărtăm de noi gândul că și noi ne putem îmbolnăvi. Și eu cred că e important să fim conștienți de acest lucru. Nu înseamnă că trebuie să fie gândul nostru dominant, dar este important să fim conștienți azi de acest lucru. Pentru că chiar se poate întâmpla. Eu personal am acum COVID. Acum, azi, da? Cum vă spuneam, sunt în ziua 5. Bun, nu mai lungesc vorba, se pare că mă pasionează foarte tare și pe mine acest subiect, pentru că sunt foarte, foarte, foarte conștientă de importanța acestui domeniu. Dragii mei, bine ați venit, îi dau cuvântul Atenei. Atena, ai cuvântul. Bună seara, dragilor! În primul rând vreau să-mi cer iertare că deja sunt 500 de participanți și de vreo 10 minute și mulți dintre voi n-ați reușit să intrați și îmi pare tare rău că s-a întâmplat asta. O să înregistrăm sesiunea și o să ajungă și la cei care n-au putut să fie prezenți în seara asta pentru că primeam mesaje că nu mai pot intra oamenii. Eu sunt Atena Negrescu, sunt mentor pe stilul de viață Hipocrates. Și cred că menirea mea pe acest pământ este să educ oamenii și să-i ajut să-și asume responsabilitatea pentru sănătatea lor. Îi împuternicesc ca să devină proprii medici. Și vreau să vă spun de ce se întâmplă asta, de ce vreau să-i ajut să devină proprii medici. Mama mea îmi spunea în urmă cu un an de zile, mama mea e grav bolnavă, și îmi spunea în urmă cu un an de zile că și-a schimbat medicul și îmi spunea că, uite, mi-a schimbat medicul și mi-a zis, medicul ăsta mi-a zis că o să mă vindece. Și eu am spus, da? Și ce a zis că o să facă? Știți ce i-a răspuns? Știți ce i-a spus medicul? Că o să-i mărească doza de tratament, o să-i dea mai multe medicamente. Și eu, pe mine m-a bufnit răsul atunci, pentru că nu așa ne vindecăm noi. Medicul, știți ce, de fapt, ce înseamnă cuvântul medic? Cuvântul doctor înseamnă profesor. Medicul ar trebui să fie un profesor, un teacher pentru noi, să ne învețe, să ne educe. Ce ar trebui să facem? Și gândiți-vă, cum ar fi ca medicul din fața mea, ca doctorul, să mă educe pe mine în momentul în care eu intru în cabinetul lui, să-mi spună, Atena, te duci acasă și încep să te hidratezi, bei apă, renunți la multe din obiceiurile tale alimentare. Asta e hrana care tu trebuie să o mănânci, pentru că el e medic, de-aia mă duc la el. Asta e hrana cu care trebuie să te hrănești. Trebuie să-ți miști corpul dacă vrei să fii sănătoasă. M-aș mai întoarce eu acolo, la medic? Aș mai fi eu dependentă? Pentru că până și medicii aceștia holistici și medicii holistici vor să ne creeze dependența asta de ei. Vino la mine, vino la mine, plătește-mă și eu te vindec. Va putea vreodată medicul să mă vindece pe mine? Eu am așteptat vreo 20 de ani să mă vindece medicul. Nu m-a vindecat. Părinții mei așteaptă de vreo 7-8 ani de zile, sunt în suferință și tot așteaptă să-i vindece medicul și sunt din ce în ce mai bolnavi. La sfârșit, vă rog, aduceți-mi aminte să vă spun un mesaj pe care l-am primit ieri, dacă cumva uit, vreau să-l las pentru la sfârșit. Niciodată nu o să te vindece medicul. De ce? Pentru că medicul nu o să poată să facă mișcare în locul tău. Nu poate să se hidrateze în locul tău, nu poate să mănânce hrana care a fost concepută pentru corpul tău. Niciodată nu o să poată. Tu trebuie să faci toate astea. Nu o să poată medicul să aibă o atitudine pozitivă în locul tău. Tu trebuie să le faci. Și pastila? Ce face pastila? Otrăvește corpul. Pastila stupă simptomele. Asta face, de fapt. Medicamentele pe care noi le luăm să ne simțim un pic mai bine. Și gândiți-vă ce efort fac eu atunci când iau pastila. Niciun efort. Pentru că foarte mulți dintre noi, majoritatea dintre noi, suntem leneși și vrem să facem lucrurile ușoare. Nu vrem să depunem efort. Și vă spun astăzi, eu sunt aici să vă spun adevărul. Vă spun astăzi că dacă vrei să
fii sănătos, trebuie să faci lucrurile în mod corect. Nu există altă cale. Trebuie să faci toate lucrurile în mod corect și dacă ești bolnav grav, trebuie să faci o excepție, trebuie să faci ce n-am mai făcut vreodată. Și mai vorbim la sfârșit despre asta. Deci medicul nu o să poată niciodată să mă vindece. Eu va trebui să mă vindec. Hipocrate spunea, dacă nu ești propriul tău medic, ești un prost. Gândiți-vă câți dintre voi vă simțiți în siguranță în momentul în care vă duceți la spital sau aveți o persoană dragă în spital. Și atenție, eu nu sunt împotriva medicilor. Sistemul e problema. Sistemul. Sistemul, pentru că doctorii sunt plătiți în ziua de astăzi, majoritatea dintre ei sunt plătiți să prescrie medicamente. Gândiți-vă ce efort face doctorul. Credeți că doctorul a întrebat-o vreodată pe mama mea? Care-i stilul ei de viață? M-a întrebat pe mine vreodată doctorul când mă duceam la el, când aveam menstruație de o lună de zile, când aveam atât de multe probleme, când îmi cădea părul, când aveam amețeli. M-a întrebat pe mine vreodată doctorul ce stil de viață am eu? Niciodată. M-a întrebat care-i simptomul, da? Și îmi dădea medicamentul. Asta făcea doctorul. De fiecare dată. Și așa face cu majoritatea dintre noi. Ne astupă simptomele. Dar în interiorul nostru e o dizarmonie. Pentru că asta fac medicamentele. Astupă dizarmonia. Pentru o perioadă mică de timp. Pentru că după aceea tot o să iasă la suprafață. Deci niciodată doctorul nu o să te vindece. Tu va trebui să te vindeci. Tu singur. Și... cu asta mă ocup eu, deci ajut oamenii, îi ajut să se ajute pe ei, niciodată nu o să fac eu în locul lor. Pentru că sunt foarte mulți oameni care așteaptă. Și faptul că unii oameni lucrează cu mine, unul la unul, eu nu fac nimic în locul lor. Nu pot să fac nimic. Eu doar îi ghidez cu iubire, cu înțelegere. Dar treaba aia grea, ei trebuie să o facă. Tu va trebui să faci efortul. Tu va trebui, pentru că la fel. Nu pot eu să o fac în locul tău, dar eu măcar îți spun ce va trebui să faci. Îți spun ce am aplicat eu și ce am văzut că aplică cel mai bun institut din lume. Și am ajuns la Institutul Hipocrates, că vorbeam despre Institutul Hipocrates. Dacă nu știți despre Institutul Hipocrates, o să vă spun acum. Este un institut de sănătate. În Florida, în America, e acest institut, este cel mai bun institut de sănătate din lume, au o rată de vindecare de 97%. Acolo se duc oameni care le-a mai dat doctorul poate 3 săptămâni de viață. Și dacă sunt dispuși, atenție, să facă ceea ce le spun oamenii aceia acolo, ei se vindecă, dacă sunt dispuși. Și au o rată de vindecare de 97%, deci majoritatea oamenilor care se duc acolo se vindecă. Majoritatea oamenilor se vindecă. Și bineînțeles că nu e ușor stilul ăsta de viață, dar dacă vrem rezultate, trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Pentru că foarte mulți oameni în ziua de astăzi fac bani spunându-le oamenilor, e cel mai simplu mod de a face bani, să le spui oamenilor să facă ceea ce ei fac deja. Și mulți vrem să facem asta. Și eu la început am făcut asta. Și mă duceam către oamenii care îmi spuneau ce vroiam eu să fac. Pentru că nu vroiam să renunț la toate dependențele mele alimentare. Și dacă unul îmi spunea că e ok să mănânc ciocolată și e ok să beau cafea, l-ascultam pe acela, pentru că nu eram dispusă încă să fac toate schimbările alea. Și mulți dintre noi nu suntem dispuși să facem toate schimbările acelea. Și atunci când suntem sănătoși, puternici, noi suntem în stare să facem orice, putem să facem orice. Dar gândiți-vă, atunci când ne îmbolnăvim, totul în viață devine suferință. Și credeți-mă că lucrez cu mulți oameni și în momentul în care apare o problemă în sănătate într-o familie, toată familia se dezechilibrează. E ca un cutremur. Deci toată familia se dezechilibrează în momentul ăla. Deci cel mai frumos cadou pe care voi îl puteți face lumii și familiilor voastre este să fiți sănătoși. Și vouă, în primul rând. Și da, eu astăzi sunt bine, sunt sănătoasă și a trebuit să mă ajut pe mine ca să-i pot ajuta pe ceilalți. Întâi m-am ajutat pe mine și cred cu tărie că nu o să poți să ajuți pe alții dacă nu te-ai ajutat întâi pe tine. Doar cei care s-au ajutat pe ei pot să-i ajute și pe alții. M-am ajutat pe mine pentru că acum, da, sunt o persoană transformată, dar în urmă cu 21 pic de ani, pentru că problemele mele de sănătate au început pe la vârsta de 15 ani, eram o victimă. Eram, cred că nu exista un loc mai jos în care să fiu al existenței mele. Am,
Am fost bulimică timp de 20 de ani. Pentru cei care nu știu, bulimia mea a pornit de la traumele mele din copilărie. Dar, din cauza că am suferit timp de 20 de ani de bulimie, după bulimie am început să am un mediu care nu era prea ok, adică prieteni cu care am început să ies pe la vârsta adolescenței, pentru că, da, părinții mei nu mă vedeau și foarte mulți adolescenți, ca să iasă în evidență, fac tot felul de lucruri ca părinții cumva să-i vadă. Și asta am făcut eu, am început să consum alcool, am început să fumez, am început să pierd nopțile, să beau cafea, să mănânc fast food cu prietenii și toată ziua asta făceam. Și am făcut așa vreo 5 ani de zile, am făcut asta. Și în plus aveam și bulimia. Și pentru cei care nu știți ce înseamnă bulimie, este o boală, da, pe care o creăm noi, oricum noi toate bolile noi le creăm în corp. Noi le creăm, pe care am creat-o eu în corp. Boala asta te face să mănânci până nu mai poți și apoi vomiți. Și asta am făcut eu aproape 20 de ani. Mi-am umplut golul acela pe care îl aveam din cauza copilăriei nefericite pe care am avut-o cu mâncare. Asta făceam. Și am făcut asta foarte mult timp și după vreo 5 ani, după 5 ani de trăit stilul ăsta de viață, dacă pot să-i spun, au început problemele de sănătate. Corpul a început să-mi dea simptome. Și în momentul în care corpul îți arată simptome, e clar că nu ești pe drumul cel bun. Deci corpul așa îți spune că nu ești pe drumul cel bun. Îți apar simptome în corp. Ce simptome aveam eu? Început să-mi cadă părul și asta mă deranja cel mai mult. Îmi cădea părul. Bineînțeles că mi-am distrus dantura din cauza acidului din stomac. Da? În momentul în care vomiți, iese și acidul și ți distruge dantura. Mi-am distrus dantura. Aveam dureri de spate. Să știți că poți să treci fără dureri de spate. Eu nu mai am niciun fel de durere de spate, deși toți prietenii mei, chiar mai tineri decât mine, la 30 de ani, au mari dureri de spate. Eu nu mai știu ce înseamnă durere de spate de când mi-am schimbat stilul de viață. Nu mai știu ce înseamnă durere în corp. Aveam dureri de spate, dureri de cap, amețeli. Aveam grave probleme hormonale, pentru că în momentul în care au început toate aceste lucruri, tot corpul s-a dezechilibrat. Aveam menstruații de o lună de zile și apoi 6 luni de zile nu mai aveam niciun fel de menstruații. Infertilitate, până la vreo 33 aproape de ani, toți doctorii spuneau că eu nu o să pot niciodată să fac un copil. Aveam psoriazis. Cel puțin 10 ani, cel puțin 10 ani m-am scărpinat până mi-am dat sângele, până îmi luam carne și pielea de pe mine. Nu puteam să dorm noaptea. Și ăsta a fost un preț pe care eu l-am plătit pentru toată disarmonia pe care eu am creat-o în interiorul meu. A fost un preț și întotdeauna noi plătim un preț. Ori plătești prețul bolii, ori plătești prețul sănătății. Dar vă asigur că întotdeauna prețul bolii este mult mai mare decât prețul sănătății. Vă asigur, ce preț am plătit eu înainte, ajunsesem la un moment dat că nu mai știam, aveam și depresie, nu mai știam absolut nimic ce vreau să fac cu viața mea. Mă duceam către moarte. Către moarte mă duceam. Nu mai aveam niciun chef de viață. Nu mai vroiam să mai trăiesc. Și la un moment dat a trebuit să iau o decizie. După 20 de ani de luptă cu mine, 20 de ani m-am luptat, 20 de ani mi-a luat să pot să iau o decizie. Și sunt alții care nu iau nici după 20 de ani. Vă spun sincer că văd oameni care pot să ia decizii, au posibilități, au tot ce le trebuie și nu iau. Și acum mă refer la partea financiară, nu mă refer la... Poate ei interior nu sunt pregătiți, cu siguranță. Și mi-au trebuit 20 de ani să iau decizia asta, să mă schimb. Și atunci când am vrut să fac schimbarea, primul lucru care mi-a apărut a fost Institutul Hipocrates. Am citit odată despre el într-o revistă. Și am zis, eu vreau să ajung aici. Nu știam absolut nimic. Nu știam nimic despre institutul ăsta. Dar ajunsesem atât de mult în punctul ăla de jos al existenței mele. Gândiți-vă că mâncarea era cel mai bun prieten al meu în perioada aia. Toată perioada asta de aproape 20 de ani mâncarea era. Nu mă interesa să ies cu prietenii. Eu nu aveam viață. Pe mine mâncarea. Mâncarea era... Și un stimulant și un antidepresiv. Așa foloseam eu mâncarea înainte. Și mulți facem asta, nu sunt singura. Mă vedeam pe mine ca pe o boală. Și nu sunt singura care mă văd ca pe o boală. Foarte mulți oameni, în momentul în care vine boala,
ei nu se mai văd ca pe niște ființe divine. Noi suntem niște ființe divine cu un potențial nelimitat, suntem parte din univers și poate eu am avut probleme grave de sănătate, dar sunt alții care poate au 5-10% din corp bolnav și se văd pe ei doar ca pe o boală. Deci nu văd altceva decât o boală. Și în momentul în care apare problema de sănătate, toată viața lor se prăbușește. Și nu numai viața lor, și viața familiilor. Și ăsta e motivul pentru care sănătatea e cel mai important lucru de pe pământ. Eu am fost nevoie, a fost nevoie să învăț lecția asta. Și m-am rugat. M-am rugat foarte mult la Dumnezeu. Pentru că era un moment în care chiar nu știam ce să fac. Îmi doream să ajung la Institutul Hipocrate, să începusem să învăț despre tot ce fac ei acolo. Dar nu eram încă dispusă să fac schimbarea pe care trebuia să o fac. Și mulți dintre voi stați și vă rugați și nu faceți nimic. Și eu m-am rugat. Și într-o zi, în momentul în care am avut mintea deschisă, să ascult mesajul lui Dumnezeu, că nu auzeam nimic, eram la un nivel de conștientizare, cred că animal, eram la subsol, nu vedeam nimic, doar reacționam la tot ce mi se întâmpla în viața mea. Eram la subsol, nu vedeam nimic. În momentul în care l-am auzit pe Dumnezeu, Dumnezeu mi-a zis așa, Atena, ridică-te. Stăteam în genunchi în fața lui și a zis, ridică-te și fă ceva. Te-am făcut perfectă. Ai venit perfectă pe lumea asta. Ți-am dat un potențial nelimitat, ți-am dat mintea aceasta briliantă, tot ce ai nevoie ți-am dat și uite ce ai făcut tu. Ai distrus templul. Și atunci a fost momentul în care chiar m-am ridicat. Și asta vreau să zic ție. Dacă stai acolo și te rogi, fă ceva. Dumnezeu nu o să facă nimic în locul tău. E nevoie să te ridici și apoi El te ajută. Dar fă ceva tu. Nu rămâne doar acolo. Și am început să citesc despre Institutul Hipocrate, să ascult. Am ascultat, cred că au fost 10 ani de zile în care am ascultat 5 ore pe zi, doar conferințe. Deci cred că 10 ani de zile în care numai asta făceam. Ascultam și aplicam, ascultam și aplicam și atenție. Au fost momente în care am luat-o pe alocuri, adică mă duceam pentru că nu luasem decizia aia să ascult o singură voce. Și asta e lecția pe care aș vrea să vă învăț pe voi în seara asta. Lecția mea, poate învățați ceva din ea. Ce facem de cele mai multe ori? Ne ducem pe mai multe voci. Și văd pe clienții mei că fac asta. Și ascultam și alte voci. De ce? Pentru că vocile acelea îmi spuneau să fac ceea ce îmi plăcea mie. Era nevoie să renunț la multe. Stilul de viață Hipocrates nu e un stil de viață ușor, dar credeți-mă, nu există rezultate mai bune dacă voi aplicați stilul de viață Hipocrates, nu veți vedea rezultate mai bune decât asta. Eu le-am aplicat pe toate. Am mers cu toate terapiile naturale. În niciun stil de viață nu am obținut ce am obținut în stilul acesta de viață. Niciodată. Și credeți-mă că au fost mulți ani în care m-am întors, m-am reîntors, iar am început. Și până am decis să ascult o singură voce. Da, vocea care știam că îmi spune să fac lucru cel mai greu, dar care îmi dădea rezultate. Pentru că aplicam și vedeam rezultate și apoi iar alunecam și mă duceam și făceam ce fac alții. Și vă dau exemple, la clienții mei am zeci sute. Am lucrat cu o doamnă în primăvară și s-a apucat de treabă, a văzut rezultate și apoi a alunecat și a început să facă lucruri, alte terapii, alte lucruri, alte. A consumat câteva zeci de mii de euro. Câteva zeci de mii de euro. Și ne-am văzut acum iarăși, în iarnă, la sfârșit, acum în decembrie. M-a sunat și a zis, Atena, nu știu ce am făcut, dar sunt mult mai rău. Și am întrebat-o, ce faci? Și se întorsese exact lucrurile care eu i-am spus să nu le mai facă, ea le făcea. Consumase atâția bani și am spus, ok, și cum este tumoarea ta de la sân? Cum e nodulul de la sân? S-a dublat, Atena. Deci, dacă auziți o voce care rezonează cu voi, mergeți pe vocea aia. Asta spune și Daniela tot timpul. Mergeți pe vocea aia măcar, nu știu, câteva luni până vedeți rezultate. Și dacă vedeți rezultate, mergeți în continuare. Nu vă duceți după lucrurile astea strălucitoare. Nu vă duceți după lucrurile strălucitoare. Mergeți în continuare. Și asta a fost lecția mea pe care
pe care eu a trebuit să o învăț, să merg pe o singură voce. Și am decis să merg doar pe vocea Institutului Hipocrates, doar pe vocea lor. Și mi-am dat seama că dacă vreau să mă vindec, trebuie să fac lucrurile în mod corect. Nu există nicio magie. Aici nu există magie. Vă spun sincer, le-am încercat pe toate. Nu există magie. Trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Atât de simplu este. Și mulți dintre noi nu suntem dispuși să facem lucrurile astea ușoare. Pentru că vrem să facem lucrurile alea simple. Așteptăm și eu am așteptat ca vreun medic, vreun doctor să inventeze un ser care pe mine o să mă țină sănătoasă și mulți dintre voi faceți asta și eu am făcut asta. Atenție, nu judec pe nimeni pentru că am fost acolo. Am fost acolo și poate am fost mult mai rău decât mulți dintre voi. Și în momentul în care am hotărât să fac toate lucrurile astea, noi de ce nu suntem dispuși să facem? Pentru că suntem leneși, nu vrem să facem schimbările și așteptăm să cumva să apară ceva. Și mulți clienți de-ai mei chiar îmi scriu tot timpul în privat, Athena, un supliment natural, nu știu ce. Da, și suplimentele ajută, dar e nevoie. E nevoie să faci mai mult decât atât. E nevoie să depui mai mult efort. Și mulți vor doar să ia suplimentul ăla natural, să nu facă mai mult efort. Și asta facem noi. Și credeam, am crezut și mulți dintre noi credem asta, că boala e o pedeapsă, boala e o, nu știu, genetică, că boala ne-a pedepsit natura. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu e adevărat. Boala noi o creăm. Deci, în momentul în care apare boala, înseamnă că noi am făcut niște greșeli. Asta facem noi. Noi am făcut niște greșeli și boala ne arată, hei, întoarce-te, vezi că nu faci bine ce faci. Ia-o pe altă cale. Asta spune. Boala înseamnă schimbare, de fapt. Și ce văd eu foarte mult la mulți clienți, în momentul în care apare boala, ce fac ei? Încep să meargă la medic și să se ciopârțească, să înceapă să-și taie organe, să scoată organe, să-și bage chimioterapie, să facă, dar nu văd nicio schimbare în stilul de viață. Doctorul nu mă întreabă pe mine de ce a apărut tumoare acolo. Doctorul nu-și pune întrebarea asta. Am întrebat zeci, sute și directorul Institutului Hipocrates a întrebat sute de mii de oameni. Deci el a lucrat cu sute de mii de oameni și a întrebat. În momentul în care te-ai îmbolnăvit și în momentul în care l-ai întrebat pe medic ce trebuie să schimbi, știți ce spun majoritatea medicilor? Alimentația ta, stilul tău de viață nu are nicio treabă cu boala ta. Asta spun ei. Deci doctorul spune, nu trebuie să schimbi nimic. Tu trebuie să-ți iei doar pastiluța, trebuie să-ți tai nu știu ce, trebuie să te operăm, trebuie să te radiem, să te băgăm la chimioterapie. Atât. Și asta fac atât de mulți oameni. Asta fac atât de mulți oameni. Vorbeam zilele trecute cu o doamnă care avea cancer la sân și nu era dispusă să facă nicio schimbare și mi-a zis, fac chimioterapie, fac radioterapie, îmi scot sânul, îmi tai sânul și o să-mi pună un sân de plastic. Gândiți-vă, deci scot o tumoare din sânul meu și o să-mi adaug un dita mai implant de plastic. Corpul nostru nu e atât de fraier, noi nu putem să fraierim. Cum am putea să introducem ceva în corpul nostru? Noi suntem frecvență, noi suntem energie. Implantul acela e o materie, nu are energie și corpul o să se lupte continuu cu el. Și implantul ăla o să creeze iarăși cancer. O să creeze cancer pentru că o să se lupte, sistemul nostru imunitar se luptă continuu cu intrusul. Nu face parte plasticul ăla din mine. Nu face parte. Dar ce ar putea să facă un om bolnav, un om care are o tumoare, în momentul în care eu îmi schimb stilul de viață? Eu m-am vindecat fără niciun medicament. În momentul în care eu îmi schimb stilul de viață, ce aș putea să fac? Dacă eu îmi schimb stilul de viață, îmi schimb atitudinea mea, da? Aia asta e cea mai importantă. Încep să fac mișcare, încep să mănânc hrana care a fost creată pentru mine, corpul începe să consume din acea tumoare. O consumă el. De multe ori nu mai e nevoie să o mai scot. Atenție, câteodată, dacă e o tumoare mare care mi-apasă pe organe, da, deci eu nu sunt împotriva medicinii alopate, nu.
în 50% din cazuri e nevoie de medicină alopată, da, e nevoie de operație, da, câteodată e nevoie de o chimioterapie, dar în aproape 90% din cazuri e nevoie de lumină, pentru că boala ne duce către întuneric. Boala ne duce către întuneric. În momentul în care noi venim pe lume, noi venim plini de lumină. Uitați-vă la oamenii aceia sănătoși, oamenii tineri, copii, uitați-vă, sunt plini de lumină. Și cu ce înaintăm în vârstă, cu ce avem toate obiceiurile astea nesănătoase, că se vede un om care a trăit sănătos și un om care n-a trăit. Se vede pe fața lui, se vede pe el, pe pielea lui, pe tot se vede. Se vede cum ajunge un om care n-a trăit sănătos, cum ajunge la bătrânețe și cum e un om care a trăit sănătos, cum e la bătrânețe. Am văzut oameni la 70 de ani pe role. Gândiți-vă că omul a făcut ceva diferit. Da? Și ce facem noi cu toate obiceiurile astea distructive? E ca și cum am stinge lumina. Stinge lumina și în loc de 100 de vați, avem 80, 70, 60. Știți ce se întâmplă în momentul în care pleacă electricul din corpul nostru? În momentul în care pleacă electricul din corpul tău, mori. Și noi trebuie să aducem lumină. Asta înseamnă electric, lumină. Trebuie să introduci lumină, nu trebuie să te duci, să te tai, să te ciopărțești, să iei o tonă de medicamente, să te otrăvești. Nu, să introduci lumină în corpul tău. Și o să vă zic ce înseamnă asta. Deci asta înseamnă. E atât de simplu. Atât de simplu. Mie mi-a luat mulți ani să înțeleg toate astea. Am crezut că e atât de complicat. Mergeam pe la toți doctorii. Deci mergeam la doctori. Am mers la doctori. Să nu credeți că nu am mers. Am mers și mi-au dat medicamente. Și am luat, dar eram pe zi ce trece mai bun la cu cât luam mai multe medicamente. Și motivele pentru care eu am fost timp de 20 de ani bolnavă a fost cam următoarele. Eu n-am știut că sunt originea bolii. Întotdeauna cel care a creat boala este originea bolii. Deci dacă tu ai o boală, tu ai creat-o. Nu ți-a dat-o nimeni, tu ai creat-o. Boala nu e o pedeapsă, nu se ia după noi, nu ne aleargă, nu. Noi o creăm prin toate obiceiurile noastre. Tu ai creat-o. Pentru că am crezut cu tărie că există boli cronice. Nu există nicio boală cronică. Nu există boli cronice. Te poți vindeca, dar trebuie să crezi și să vrei să faci, să fii dispus să faci tot ce trebuie să faci. Nu există boli cronice. Există doar bolnavi incurabili, atât. Și nu există boală, există doar un mod de viață greșit. Atât. Îmi ignoram ființa puternică și valoroasă din interiorul meu. Aveam un stil de viață dezastros. Sedentar. Și cel mai important lucru, și bineînțeles, pentru că mi-o trăveam corpul cu substanțe chimice, cu pastile care reduceau la tăcere simptomele, care vorbeau de disarmonie interioară. Și ce uitasem eu și ce n-am știut, de fapt am știut când am venit pe pământ, dar am uitat, că eu sunt vindecător. Tu ești vindecător, nimeni altcineva. Tu ai puterea asta. Tu ai puterea să-ți schimbi viața. Nu lăsa pe nimeni să-ți ia puterea asta. Ăsta e motivul pentru care eu învăț pe oameni să devină proprii lor medici, să nu mai depindă de sistem. Am spus, în 5-10% din cazuri e nevoie, dacă mi-am rupt piciorul, e nevoie să mă duc la doctor să mi-l așeze. Doctorul mi-așează piciorul, mi-l susține, dar osul meu face vindecarea, piciorul meu, corpul meu face vindecarea, osul meu se sudează singur, din interior. Sistemul meu imunitar mă vindecă. Nu mă vindecă medicul, mă duc la el. Dacă am o mână, un picior rupt, dacă am o problemă, dacă e o urgență, dacă am avut un accident, da, el mă ajută în momentul ăla. Dar cel care face vindecarea este corpul meu, este sistemul meu imunitar. Întotdeauna sistemul nostru imunitar ne vindecă. Întotdeauna. Deci corpul, chiar dacă m-am dus la medic, chiar dacă medicul mi-a pus un plasture, gândiți-vă, dacă eu am o rană de mână și nu pun niciun plasture, nu pun nimic și mă uit în fiecare zi la ea, rana aceea se vindecă în fiecare zi, se vindecă. Se vindecă în fiecare zi câte puțin și exact cum văd eu pe exterior că se vindecă rana asta, așa se vindecă corpul meu pe interior. Tot la fel, tot la fel. Nu leucoplastul vindecă, nu uleiul, nu crema, că sunt mulți. Gândiți-vă la strămoșii noștri. Ei aveau creme să dea, ei aveau tot felul de unguiente, că suntem atât de... am devenit atât de sensibili. Orice zgârietură trebuie să dăm cu alcool, cu nu știu ce. Oameni buni,
Am trăit în natură, am fost dezbrăcați, am fost desculți, n-am avut haine pe noi, natura era casa noastră. Așa am fost, am trăit în ploi, în furtuni, ne e frică de frig, ne e frică de apă, ne e frică de toate lucrurile astea. Nu vă mai fie teamă că noi așa am trăit, corpul ăsta așa e făcut să funcționeze. Noi am fost nomazi, mergeam din loc în loc și căutam mâncare. Și mâncarea care o mâncăm noi astăzi, gândiți-vă ce mâncau nomazii, ce mâncau oamenii care erau ca noi. Nu existau magazine pe vremuri. M-am întâlnit zilele trecute cu o doamnă și mâncase de două ori și era seară și nu mâncase de două, trei ori și încea, m-a luat tremuratul, nu mai pot că n-am mâncat. Păi, strămoșii noștri erau zile când găseau mâncare, zile în care nu găseau mâncare. Gândiți-vă, cum e să mănânci de 5 ori pe zi, să nu poți să faci o pauză de 2-3 ore? Gândiți-vă de unde am plecat. Noi ne-am născut în natură, am fost dezbrăcați, n-am avut absolut nimic. N-am avut case, n-am avut nimic. Nimic. Nimic n-am avut. Și acum am devenit modern și suntem atât de bolnavi cum n-am fost niciodată. Omul este cea mai bolnavă specie, deși spunem că am avansat atât de mult. Mie nu mi se pare asta, vă spun sigur. Poate am avansat în unele domenii, dar în domeniul sănătății suntem la pământ. Niciodată n-am văzut atâția oameni bolnavi. Niciodată. Copil de 6 ani bolnav, mă sunase o doamnă zilele trecute, îi dădea medicamente, nu putea să-l scoată afară. A zis, în momentul în care îl scot afară, încep să-i curgă nasul, să tușească, nu pot să-l scot din casă. Și dădea medicamente peste medicamente la copil de 6 ani, cu pufuri în nas, cu spray-uri în nas. Nu e normal așa ceva. Mi-am crescut fetița fără niciun medicament. Fetița mea are 8 ani, n-a luat în viața ei niciun medicament. Niciodată! Pentru că corpul nostru este cel mai bun medic de pe planeta Pământ. Corpul face vindecare. Corpul, nu pastila. Corpul, sistemul imunitar. Am lăsat întotdeauna corpul să vindece. Și dacă încă mai cauți doctorul care te va vindeca, îți spun că nu există. Nu există magie, există doar eu nu mă plac pe mine, eu nu merit să fiu sănătos, că și eu am avut credința asta mult timp, că nu merit să fiu sănătoasă, și nu sunt dispus sau dispusă să fac tot ceea ce e necesar pentru a mă vindeca. Doar asta există. Deci nu există nici un doctor sau vreo procedură care îți poate da ție abilitatea de a te vindeca. Singur îți poți să dai acea abilitate, dar tu o ai în tine, există în tine, trebuie doar să crezi. Și motivul pentru care eu îmi doresc să fiu sănătoasă, pentru că mulți mă întreabă, da, mulți prieteni, Atena, dar de ce ai stilul ăsta de viață, dar cât vrei să trăiești? În primul rând, eu le zic că vreau să trăiesc fără durere și fără suferință, oricum le-am avut pe toate în 20 de ani, am avut tot ce mi-a trebuit, nu mai vreau, știu ce înseamnă. În primul rând le spun asta. E important. Sincer, acum, în momentul ăsta, vă spun că vreau să trăiesc mult și vă zic și motivele. Înainte spuneam, vreau doar să trăiesc fără dureri. Nu vreau să mai trăiesc cu dureri. Eu vă spun sincer că nu mai știu ce înseamnă durere de cap de 10 ani de zile. Eu nu mai știu ce înseamnă să mă doară corpul. Nu mai știu asta. Motivul pentru care îmi doresc să fiu sănătoasă și să trăiesc cât mai mult este pentru că vreau să contribui cât mai mult acum. Vreau să împărtășesc cât mai mult. Vreau să învăț cât mai mult și vreau să cresc cât mai mult. Și ăsta e motivul. Ăsta e motivul, oameni buni, ăsta e motivul pentru care noi am venit pe acest pământ. Ăsta e motivul. Și dacă tu nu ai această aspirație, dacă nu există o forță care te împinge pe tine de la spate, să fie dificil pentru tine, să-ți asumi responsabilitatea să faci lucrurile care la început o să fie dificile pentru tine. Trebuie să ai aspirația asta, să vrei să contribui, să faci mai mult, să lași, să fie mai bine pe unde ai trecut tu. Tu ai abilitatea asta de a-ți crea viitorul și nu lăsa pe nimeni să-ți ia asta. Și o să începem, dragii mei, cu pașii, că am vorbit mult. O să începem cu primul pas. Vreau acum să vă dau 7 pași, rapid, cât pot eu de rapid, ca să vă dați un restart corpului vostru. Și primul pas este sucurile verzi.
Pe mine sucurile verzi m-au ajutat enorm, mai mult decât mâncarea. Vă spun sincer că m-au ajutat și o să vă zic motivele. În momentul în care tu bei un suc verde, acolo nu există fibră. Dacă tu ai obținut sucul acela verde cu un storcător din presare la rece, e foarte important, un storcător nu trebuie neapărat să fie cel mai scump, poate să fie și unul de 350 lei, dar să fie prin presare la rece. Dacă nu ai un storcător prin presare la rece, storcătorul acela prin centrifugare o să distrugă nutrienții pentru că are o răzătoare care se învârtește cu 3.000-4.000 de rotații. Ai nevoie de un storcător care se învârte lent și care mimează dinții noștri. Și storcătorul acela este un storcător cu ax melcat, cu axul pe orizontal, atenție, pentru că vrem să facem sucuri verzi din frunze. De ce e atât de important sucul verde și de ce trebuie să fie verde și nu altfel? Pentru că clorofila înseamnă viață, clorofila înseamnă lumină. V-am zis, noi trebuie să introducem lumină în corpul nostru. Ne-am dus atât de mult către întuneric, acum trebuie să ne ducem către lumină. Cum? Aducând lumină în corpul meu. De fiecare dată când eu introduc lumină în corpul meu, mă vindec. Cu cât introduc mai multă lumină, cu atât mă vindec, da? Gândiți-vă că cuvântul iluminat, oare de unde vine cuvântul ăsta iluminat? Trebuie să introduci lumină în tine. Fast food-ul e lumina sau e întunericul? E întunericul, vă zic eu. Alcoolul e întunericul, fumatul e întunericul, cafeaua e întunericul. Hrana asta creată de Dumnezeu e întunericul. Ce a creat omul? Pizza, a existat pizza. Au mâncat vreodată strămoșii noștri pizza, covrigi, patiserii? Au mâncat ei vreodată așa ceva? Nu. Ei mâncau alimentele din natură, cum creșteau ele, plantele care creșteau în natură. La fel cum mănâncă toate animalele și toate vietățile de pe pământul ăsta, așa le mănâncă. Cum le găsesc? Ei nici măcar nu le congelează, nu le fierb, ei nu fac toate astea. Ei le mănâncă de acolo cu toată energia, cu toată puterea aia. Și un pas pe care eu l-am făcut foarte important a fost să renunț la hrana asta care a creat omul. Hrana asta care e bună la gust, dar care ne îmbolnăvește. Deci, sucurile verzi. În momentul în care beau un suc verde, dacă l-am obținut prin presare la rece și l-am băut imediat, atenție, după 20 de minute de la stoarcere, pierde aproximativ 80% din nutrienți. Îl fac și îl beau imediat ce l-am făcut. Toți nutrienții, toată viața din acel aliment trece în suc. Și în momentul în care eu beau acel suc, o să am cea mai proastă digestie din lume. Eu voi asimila suc. Și credeți-mă că mulți dintre noi avem probleme digestive. Tineri la 20 de ani probleme digestive pentru că s-au autodistrus. Mulți. Dacă tu bei suc verde, crede-mă că vei asimila. Poți să ai orice probleme în sănătate, tot felul de probleme care sunt atâtea boli cărora doctorii îi interzic să mănânci crud. Dacă bei suc verde, pentru că nu are fibră, poți fără nicio problemă. Poți să ai colită, poți să ai toate bolile alea care doctorii îți interzic să mănânci crud. Dacă mănânci doar gătit, te vei duce către întuneric. Pentru că asta îți propune medicul, dacă ai colită sau alte boli. Îți spune, vei mânca toată viața numai gătit. Te duci către întuneric, că tu nu mai introduci lumină în corpul tău, pentru că lumina există doar în hrana vie, doar în alimentele negătite. Nu există în alimentele gătite lumină. Și beau sucul acela. În 15 minute este în celulele mele sucul. Îmi hrănește corpul, îmi introduce lumina. De fapt, clorofila, ce este? Clorofila are aproape aceeași structură moleculară cu a sângelui nostru. În momentul în care eu beau sucul verde, el se transformă în sânge. Beau sucul verde, se transformă în sânge. Și în modul ăsta eu îmi regenerez sângele. Ăsta e singurul mod prin... Și cu cât sângele tău e mai sănătos, cu atât ești mai sănătos. Îmi regenerez sângele luând sângele plante, pentru că clorofila este sângele plante și sângele plante, în momentul în care îmi introduc în corpul meu, se transformă în sângele meu. Da? Deci sucul verde este extrem de important, nu are fibră, toată energia se duce spre vindecare. În afara faptului că toți nutrienții intră în corpul meu, mă hrănesc, eu nu mai consum energie pentru eliminare, pentru digestie. Nu mai consum pentru că acolo nu există fibră. Și toată energia care s-ar fi dus spre digestie. Gândiți-vă, dacă eu aș fi luat 2 kg de legume și le-aș fi mâncat, corpul meu trebuia să extragă nutrienții, să elimine ce nu are nevoie, să digere. Dacă eu iau 2 kg de verdețuri și le stor și beau sucul,
toată energia se duce spre vindecare. Ăsta e cel mai rapid mod de a te vindeca. Deci sucurile verzi sunt extrem de importante. Pe al doilea loc, adică nu, de fapt, pasul al doilea, nu pe al doilea loc, pasul 2 pentru a da un restart corpului tău este alimentația. Și știu că mulți, așa zici, specialiști, nu pun accentul pe alimentație. Majoritatea oamenilor bolnavi, doctorii le spun că nu are nicio legătură, da? Alimentația cu boala lor. Alimentația este forța vieții. Asta e alimentația. Chiar dacă doctorul spune că nu are nicio treabă, eu îți spun că are multă treabă. Are multă treabă. Alimentația e benzina sau motorina care intră în rezervor. Alimentația e combustibilă. Hrana e cel mai important medicament pentru ființa umană. Hrana. Hrana are capacitatea de a vindeca chiar și cele mai grave boli și incurabile. Hrana ne afectează conștiința, ăsta e motivul pentru care, o să vă zic imediat, ne afectează mintea, ne afectează gândurile și acțiunile. Deci, în momentul în care eu n-am început cu nimic altceva decât cu hrana, n-am știut să schimb altceva, nu atitudinea, nimic, nu știam ce trebuie să schimb. Eu am schimbat hrana. În momentul în care am schimbat hrana, nivelul meu de conștiință, de conștientizare s-a mărit, s-a extins și nu am mai putut să mai suport, n-am mai putut să mai tolerez suferință. În momentul în care schimbi alimentația, nu vei mai suporta suferința, nu vei mai tolera, nu mai tolerezi. Asta s-a întâmplat la mine, n-am mai tolerat-o. Deci mi-am schimbat alimentația și am început să văd mai mult. De la subsol am dus la 2 și am mai făcut câțiva pași și la 3 și acum poate sunt la 11 și alții sunt la parter și când vorbesc despre hrana vie, alții nu mă înțeleg. Ăsta e motivul pentru care se întâmplă asta, că eu pot să văd mai mult acum. Și după ce am putut să văd mai mult, am putut să schimb și atitudinea, să lucrez la celelalte. Sunt alți oameni care încep cu atitudinea, cu dezvoltarea personală. Nu. Eu am început cu alimentația, apoi am umblat la atitudine și apoi dezvoltarea personală. Pentru că spiritul nostru întotdeauna vrea să se extindă. Și motivul pentru care voi sunteți aici în seara asta e că spiritul vostru vrea să se extindă, să crească, să se dezvolte. Ăsta e motivul pentru care voi sunteți aici. Ăsta e motivul, niciunul alt. Și așa vroia și spiritul meu, să se extindă și să crească. Și ăsta e motivul pentru care m-am împins. Și durerea e bună. Durerea e bună, pentru că omul se schimbă atunci când a suferit suficient. Omul atunci se schimbă, când a suferit suficient. Deci hrana este modul prin care radical și imediat îți poți schimba starea de sănătate. Și când mă refer la starea de sănătate, mă refer din punct de vedere fizic, spiritual și emoțional. Deci hrana îmi afectează pe toate palierele astea, toate, și spiritual și emoțional. Hrana, gândiți-vă, creierul meu, neuronii mei trebuie să fie hrăniți, să pot să gândesc, să pot să văd mai mult. Mintea mea are nevoie de hrană. Fast food-ul, cu cât mănânci mai mult fast food, cu atât devii mai prost. Vă spun sincer. Cu atât devii mai prost și mai inconștient. Deci hrana crudă ne ajută să devenim conștienți și hrana fast food ne ajută să devenim mai inconștienți. Și motivul pentru care fiecare cultură și religie din istoria omenirii a vorbit despre hrană e acesta. Deci nu există religie sau cultură în care nu s-a vorbit despre hrană. Toți vorbesc despre hrană, pentru că ei știu ce știu. Și știu că sunt mulți așa zis specialiști care spun că creierul nostru a evoluat în momentul în care noi am descoperit focul și am început să mâncăm mâncare gătită. Oameni buni, treziți-vă. Eu sunt aici să vă spun adevărul în seara asta. Și am atât de mult curaj să vă fac asta pentru că am experimentat pe pielea mea. Știu cum eram înainte când mâncam doar mâncare gătită și știu cum sunt acum. Oricine știe că dacă iau o sămânță și o gătesc, nu mai crește nimic de acolo. Nu mai iese nimic de acolo. Și noi ce facem e că interpretăm greșit. Atunci când vine vorba de corpul nostru, noi interpretăm greșit. Noi nu suntem piele carnișoasă, noi suntem energie. Tu ești energie. Ca să-ți demonstrezi că ești energie, îți zic în felul următor. În momentul în care faci stop cardiac, dacă cineva face stop cardiac, eu nu mă duc să-i dau proteine, vitamine, minerale. Nu. Cu ce te readuc la viață? Cu șocuri electrice. Cel mai important nutrient
din hrană, nu e nici proteina, nici vitamina, nici minerale, nimic. Electricul. Eu te readuc la viață cu electric, pentru că corpul tău electric are nevoie de electric. Așa te readuc la viață. Pot să-ți dau eu oricâte vitamine, nu te voi readuce la viață. Te readuc la viață cu electric. Și v-am spus că electricul ăsta din ce ne duce către întuneric, din ce pleacă din corpul nostru. Știți că oamenii care au cancer mai au doar 10 Hz în corp. Celulele lor funcționează cu 10 Hz. Celulele unui om sănătos funcționează cu 75 de Hz. Gândiți-vă cât scade lumina aceea din celule. Cât scade. Fiecare celulă are o lumină în jurul ei. Cu cât e mai puternică, cu atât ești mai sănătos. În momentul în care începi să te bolnăvești, dacă ai Alzheimer, dacă ai diabet, ajungi la 20 de Hz. A plecat lumina, ai murit. Și în alimente există această forță vitală care ne poate readuce la viață, care ne poate ajuta să prevenim bolile și ne poate ajuta să devenim mai conștienți. Și această forță vitală există doar în alimentele care sunt vii. Atât. Atât de simplu. Doar în alimentele în care sunt vii. Și gândiți-vă un pic. Deci, înainte să iau sămânța, o iau, o gătesc mai întâi și apoi mă duc și o plantez. Ar crește vreodată ceva de acolo? Dacă am luat o sămânță de măr, o sămânță dintr-un măr sau o sămânță sau o migdală, dacă am luat-o și am pus-o în pământ, gândiți-vă câtă putere are sămânța aceea, sămânța de măr sau de migdală. Dacă am luat o migdală și am pus-o în pământ, gândiți-vă ce putere are sămânța aia, că o să crească un dita mai copac, o să crească un migdal care o să facă mii de migdale. Mii de migdale. Gândiți-vă câtă putere. Toată puterea aceea e distrusă prin gătire. Nu mai iese nimic de acolo. Creierul nostru a involuat în momentul în care noi am descoperit focul. Focul e bun, dar nu. Dar focul ne distruge hrana. În momentul în care eu pun ceva pe foc, focul distruge hrana. Exact cum dacă am luat și am pus ceva pe foc, o carte, el o distruge. Așa o să distrugă și mâncarea. La fel de simplu. Uitați-vă la toate vietățile de pe pământul ăsta. Toate în natură se hrănesc cu hrana așa cum o găsesc ele. Noi suntem singura specie și cea mai bolnavă care am ales să ne gătim hrana. Toate în natură. Ele în natură, niciuna nu-și gătește. Ăsta e motivul pentru care animalele din junglă n-au nevoie de doctor. Asta e motivul pentru care nu se îmbolnăvesc. Se îmbolnăvesc animalele care țin noi pe lângă casă. Fac cancer, fac diabet, fac... Eu am rămas șocată când zic vecinii că pisica lor are diabet și le face injecție. De ce? În primul rând, de la mâncarea care o mănâncă, vă spun sincer, și boabele, nici boabele acelea. Ce ar mânca o pisică în natură? Ce ar mânca un câine? Ar vâna, ar mânca crud. Ar mânca carnea crudă, ar mânca șoarecele la crud. Asta ar face. Noi dăm boabe care nu le mănâncă bacteriile ani de zile. Ăsta e motivul. Îi dăm mâncarea aceea gătită. Ei nu sunt concepuți să mănânce așa ceva. Nici noi nu suntem concepuți să mâncăm așa ceva. Și eu, da, iubesc acum germenii și vă spun pe scurt că cea mai bogată hrană nutrienți sunt germenii și iubesc foarte mult și am zis unei cliente că eu mănânc germenii în fiecare zi și ea mi-a zis, da, mie nu-mi plac germenii, mie îmi plac eclerele. Știți ce i-am spus? Dacă îți plac eclerele și mi-a zis, mie îmi plac eclerele, mi-mi place fast food-ul, mi-mi place sucul acela cu gaze, carbogazos. Și am zis, dacă îți plac eclerele și fast food-ul, nu te aștepta să treci mult. Nu te aștepta să ai un corp sănătos, te păcălești pe tine. Și prin asta tu îți demonstrezi că sănătatea ta e doar un hobby. Pentru mine, sănătatea mea e cel mai important lucru de pe pământul ăsta. Pentru că dacă am sănătate, poți să am orice. Dacă nu ai sănătate, nu mai ai nimic. Sănătatea, dacă nu mai ai sănătate, poți să fii rege, că nu mai ai nimic. Pasul al treilea, o să vă zic pe scurt, pentru că mă lungesc foarte mult. Pasul al treilea, pentru a da un restart corpului tău, sunt exercițiile fizice. Nu e suficient să mănânci sănătos. Trebuie să te miști. Strămoșii noștri nu aveau mașini. Întotdeauna mă întorc la origini. Întotdeauna mă uit în natură. Eu învăț din natură. Ei n-aveau mașini, ei n-aveau nici măcar biciclete, ei mergeau pe jos. Oamenii munceau pământul. Gândiți-vă la femeile care spălau hainele la lac, cât de grele erau, câte exerciții făceau ele. Femeile își căreau copiii în brațe, în spate, nu aveau cărucioare. Gândiți-vă la toate lucrurile astea pe care ei le făceau și care noi le-am automatizat. Înainte nici măcar nu exista scaun.
Noi am inventat scaunul, nu exista scaun în natură, nu exista statul ăsta la birou, nu a existat așa ceva, noi am inventat asta, să stăm cu orele, de-aia toți oamenii sunt distruși de spate, stau câte 8, 9, 10 ore, doar așa în poziția asta. Noi nu suntem creați, noi suntem făcuți să fim în mișcare. Și e necesar să-ți folosești corp. Un corp care nu e folosit devine disfuncțional. Exercițiu fizic, în primul rând, e benefic pentru stabilitatea mentală. Deci dacă faci exercițiu fizic, indiferent ce îți place ție să faci, nu contează, jumătate de oră pe zi mergi, ce vrei tu, te asigur că vei fi mult mai conștient, vei fi mult mai fericit, vei avea stabilitatea asta mentală, o stare de bine în corpul tău, pentru că în moment, după ce faci drogul acela, serotonina aceea, după ce faci sportul, nu există ceva mai minunat decât starea aceea. Deci, exercițiul fizic este extrem de sănătos și s-au făcut studii și s-a demonstrat faptul că oamenii care au făcut de-a lungul vieților, care au fost activi, care au făcut exerciții fizice, nu suferă la bătrânețe de demență, de boli mentale, de Alzheimer, nu-și pierd memoria. Oamenii care au făcut exerciții fizice. Deci e extrem de important să vă mișcați. Și dacă te miști, te vei vindeca de 3 ori mai repede. Și vă spun sincer, și eu m-am păcălit mult aici. Pentru că am zis că dacă am cea mai bogată hrană, nutrienți, că dacă mă hrănesc sănătos, nu e nevoie să mă mișc. Nu e adevărat. E nevoie să te miști. Deci, sincer, dacă ești bolnav și nu faci exerciții fizice, poți să mănânci cea mai bogată hrană, nu te vei vindeca. Este imposibil. Trebuie să te miști, devine disfuncțional, ruginește corpul tău. Deci e nevoie să te miști. Și te vei vindeca de 3 ori mai repede. Nu 3%, de 3 ori mai repede. Odată de 2 ori, de 3 ori, dacă vei face exerciții fizice. De 3 ori mai repede. Orice sport vreți voi să faceți. Orice sport. Pasul 4. Imunitate. Imunitatea noastră, vă spuneam despre sistemul nostru imunitar și vreau așa să vă dau exemple ca să înțelegeți. Sistemul, eu când mă gândesc la sistemul imunitar, mă gândesc așa ca la niște soldății care ne apără pe noi și eu trebuie să am grijă de soldății ăștia. Trebuie să am grijă ce le dau, ce le fac. Gândiți-vă, sistemul meu imunitar să fie cel mai bun prieten al meu. Ce facem noi în fiecare zi? Îl pocnim, îi dau cafea, mă culc la 2 noaptea, mănânc numai fast food, fumez, toate lucrurile astea îl pocnești. Și în momentul în care apar tot felul de boli, boli care doctorii zic că îți atacă, nu-mi vine cuvântul acum, dar doctorii spun că sistemul tău imunitar te atacă pe tine, o să-mi vină cuvântul. Ce se întâmplă? L-ai amețit atât de mult, i-ai făcut atâtea lucruri împotriva lui, încât nu mai autoimune, da? Bolile autoimune, doctorii spun că sistemul tău imunitar te atacă pe tine. Scopul sistemului imunitar, din momentul în care tu vii pe lumea asta, până mori, este să te țină în viață. Asta e treaba lui, asta o să facă toată viața lui, indiferent ce-i faci tu. El e cel mai bun prieten al tău. Dar în momentul în care îl amețești și faci atâtea lucruri împotriva lui, nu mai știe ce e bine și ce e rău. Și ăsta e motivul pentru care poate se întoarce împotriva ta și îți atacă tiroida și îți face lucrurile astea. Dar nu e din cauza lui. El vrea să te apere, dar nu mai știe ce să facă. Deci, sistemul imunitar e extrem de important. Să fii cel mai bun prieten al sistemului tău imunitar. Și gândește-te, în momentul în care faci sport, ești prietenul. În momentul în care te hidratezi, bei 2-3 litri de apă pe zi, ești prietenul lui. În momentul în care te culci de vreme, la 10 seara, ești prietenul. Dacă mănânci sănătos, ești prietenul. Deci gândiți-vă la toate lucrurile astea. Iubiți-vă sistemul imunitar, pentru că el, săracul de el, gândiți-vă cât te face pentru noi. Nu mai fiți împotriva lui. Și întotdeauna, dacă cineva s-a vindecat vreodată, se vindecă datorită sistemului imunitar. Niciodată o persoană, de când ne-am născut, de când omenirea nu s-a vindecat datorită sistemului imunitar. El ne vindecă, nu cremuța, nu uleiul, nu plasturele. Sistemul imunitar. Sistemul imunitar. Sistemul imunitar. Dar tu trebuie să lucrezi cu el, să-l ajuți. Deci e foarte important și aș mai intra mai aici mai mult, mai adânc, dar nu am timp. Deci altă cale nu există decât să avem grijă de sistemul imunitar. Și vă mai zic doar așa, pe scurt, în momentul în care a început pandemia, m-am uitat la oameni, deci erau disperații atunci și nu știau ce să facă ca să-și aducă cât mai multe produse în casă, că le era frică că nu o să mai găsim mâncare. Cu ce au umplut ei de baralele? Cu tot felul de conserve, făină, numai cu chestii astea nesănătoase. Cum ar putea soldăției mei să mă ajute dacă eu nu le dau
lumină, dacă eu nu le dau ceva viu, cum ar putea? Cu cât un produs are o valabilitate mai mare, cu atât îți scurtează ție viața. Nu o să poată să mă ajute. Nu mă ajută conserva aia pe mine ca soldăței mei să fie mai puternici. Viața. Trebuie să le dai viață. Da? Gândește-te în momentul în care mănânc o migdală, care am pus-o la muiat și ea deja se transformă și o să se transforme în copac și a început să germineze puțin. Da? Dar chiar dacă am lăsat-o peste noapte, a început să germineze. Câtă putere aia are ea? Dacă o bag la cuptor, la revedere. La revedere, devine cauzatoare de boală în momentul în care am băgat-o la cuptor. La asta să vă gândiți. Și v-aș mai zice, dar vreau să mă încaldez în timp. Și pasul 5 este să combinăm corect alimentele. Și știu că nu e ușor să înțelegem mecanismul ăsta și vă promit că cei care vor intra în program o să traduc un video foarte important cu Brian Clement și o să-l punem pe grup ca să și vedem imaginile, ce să combinăm, cu ce să combinăm, cum să nu combinăm. O să vă zic pe scurt, e foarte important cum combini alimentele. Poți să mănânci cea mai bogată hrană nutrienți. Dacă tu nu o combini corect, o să fermentezi în corpul tău și nu o să te vindeci. Nu, e imposibil să te vindeci dacă îți fermentează. În momentul în care alimentele fermentează în stomac, ce face stomacul? Vrea să scape de ele, corpul vrea să scape, devine o travă. Dacă a fermentat, nu mai pot să iau nutrienți, nu mai am ce să mai fac, nu mai hrănește hrana aceea. Vrea să o descompună, vrea să scape de ea. Și atunci mi-a o energie foarte mare. Deci mi-a energie mare, o descompune și creează multă aciditate în corp. Vreo 150 de substanțe chimice se eliberează în corpul meu doar prin procesul ăsta de descompunere. Ați înțeles? Deci eu și nu-ți mai e niciun nutrient. Poți să mănânci cea mai bogată hrană nutrienți. Fructele nu se combină niciodată cu nimic. Și dacă vreți să combinați fructele între ele, trebuie să aveți grijă. Ideal ar fi să nu combinați. Vreau să mănânc fructe, mănânc două mere, mănânc un măr, mănânc pepenele, niciodată cu nimic nu se combină. Avocado se poate combina și cu fructe și cu legume, ceapa și cu fructe și cu legume, usturoiul și cu fructe și cu legume. Dar restul fructelor, citrice cu citrice ar fi bine. Să nu ne ducem fructele acide cu fructele dulci, nu faceți combinația asta, o să vă fermenteze. Au timp diferiți de digestie. Deci nu mănânc banană cu portocal. Nu. Ori mănânc banană, ori mănânc portocal. Sau mănânc doar fructe acide, dacă vreți să faceți combinații. La Institutul Hipocrate ne spunea să facem salată de fructe de ziua noastră. La ocazii foarte speciale. Ne spunea să mâncăm un singur fruct odată. E foarte important. Un singur fruct odată. Deci fructele nu se combină cu nimic. Întotdeauna proteinele se combină doar cu verdețuri, cu legume. Și cu frunze, da? Verdețuri, frunze și legume, scuze. Și proteinele, ce înseamnă? Dacă mâncați carne, asta înseamnă carne, lapte, ouă, brânză, le combin doar cu verdețuri. Dacă sunt vegană, cum sunt eu, înseamnă nuci și semințe. Le combin doar cu frunze, cu salată și cu verdețuri. Doar. Dar nu combin niciodată între carbohidrați. Acum mergem către carbohidrați. Ce înseamnă carbohidratul? Înseamnă așa, dacă mănânc o alimentație normală, înseamnă cartoful, înseamnă orezul, mămăliga, pâinea, ce-ar mai fi aici? În fine, dacă mă duc în partea asta spre veganism, foarte mulți știți asta, înseamnă năutul, înseamnă lintea, înseamnă quinoa, înseamnă meiu. Nu le combin niciodată pe asta cu proteinele. Nu mănânc carnea cu cartoful, nu. Nu mănânc carnea cu pâine, nu. Nu mănânc carnea cu orezul, nu. Nu le mănânc împreună. Carnea o mănânc întotdeauna, dacă vreți, eu nu vă recomand. Carnea mâncați-o cu salat. Măcar nu se întâmplă procesul ăla în corpul vostru. Dacă mănânc quinoa, dacă mănânc mei, dacă mănânc amaran, dacă mănânc linte, doar cu legume și cu verdețuri. Atât le combin. Nu combin niciodată nucile, semințele cu ele. Cam asta ar fi despre combinarea alimentelor. Dar promit că o să traduc un video ca să putem să vedem, să înțelegem mult mai bine. Mie mi-a luat mult timp să înțeleg combinarea alimentelor. Și ca să știi că nu ai, când știi de fapt că nu ai combinat bine alimentele, în momentul în care ție se mirosul ăla de sus din tine. Dacă ai gaze și ție se mirosul ăla din tine, nu ai combinat bine alimentele și alimentele au fermentat, s-au creat aciditate. O să vorbim și de aciditate dacă am timp. Întrebați-mă la sfârșit. Și al șaselea pas este acela de a renunța la chimicale. Când mă refer la chimicale,
Mă refer la detergenți, la parfumuri, la haine de poliester, la haine de plastic, la cosmetice. Nu vă zic să renunțați de tot la ele, nu. Schimbați-le, da, cu cele naturale, luați naturale. Gândiți-vă că ce se întâmplă cu detergentul acela chimic pe care eu îl bag în mașina de spălat. Credeți că dispare așa ca prin minune? O să dispară? Ca prin minune, nu. Se duce în apă, ajunge la pești, omoară pești. Asta face detergentul ăla. Asta fac toate substanțele alea chimice care le pui tu să albești, să faci, să... Toate alea. Asta fac. Ajung în apă și ajunge și distruge. Distruge planeta. Eu am doar naturale, cosmeticile naturale, șampon natural. Și să fiți foarte atenți aici, pentru că... Și chiar de cele naturale trebuie să fiți foarte atenți la ele, pentru că scrie pe ele naturale și de fapt nu sunt naturale. O să vorbim despre asta în program. Vă promit că vă zic ce anume să vă luați. Hainele trebuie să fie din bumbac, din lână sau din lin. Poliester, viscoză și toate celelalte înseamnă plastic. Îți intră în corp plasticul și îți creează tot felul de probleme. Femeile care vă uitați acum la mine, dacă aveți sutien de poliester, dați-l jos, pentru că femeile care poartă un sutien de poliester, și cred că 95% cel puțin din femei poartă sutien de poliester, au de 7 ori, nu 7%, 7 ori, odată de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, mai multe șanse să facă cancer de sân. Plasticul ăla ți intră în sân. S-a găsit plastic și în laptele de mamă, ți intră în sân. Tot ce pui pe piele intră în piele. Parfumul care tu îl iei, acela scump de 100, 200, 300 de euro, îți intră în sânge. Parfumul ăla n-a văzut niciodată natura. Nu a văzut natura, n-a văzut plantele, e făcut în laborator de către oameni. Ăla nu are, nu e nimic natural acolo. E făcut în laborator din substanțe sintetice, din chimicale. Chimicale, zeci de chimicale are un parfum. În momentul în care eu l-am pus pe piele, și chiar dacă îl dau pe haine, oricum îl inhalez. Deci eu nu vă recomand niciun fel parfumul. Eu am renunțat la parfumul în urmă cu vreo 12 ani. La Institutul Hipocrates era interzis să vii cu parfumuri acolo. Interzis. N-aveai voie să intri în campus cu parfumul. Dacă îl pui pe piele, îți intră în sânge. Și dacă mi-a intrat în sânge, mi-ajunge la inimă, mi-ajunge la creier, la toate organele. Vreau asta, să bag toate chimicalele alea. Îți dereglează sistemul hormonal. Deci parfumul, în momentul în care tu cumperi parfum, cumperi boală. Cumperi boală, boală cumperi. Poți să-l cumperi pe cel mai scump. E boală. Ultimul pas este detoxifierea. Și cel mai bun mod de a face o detoxifiere este să faci o pauză de la mâncare. Gândiți-vă că noi, sunt unii dintre noi și în programul trecut, au fost oameni care în viața lor n-au ținut o zi de post. Strămoșii noștri mergeau din loc în loc și căutau mâncare. Erau zile când aveau mâncare, găseau mâncare, zile când nu aveau. Și motivul pentru care, în momentul în care noi mâncăm mai mult, corpul nostru depune, de ce credeți că depune? Ca să aibă pentru mai târziu. Poate mai târziu nu o să mai dai mâncare peste câteva zile, tu poate nu o să mai găsești mâncare. Și el trebuie să aibă de unde consumă. De-aia pune și de-aia pune în general la burtă, la abdomen. El își face rezerve întotdeauna, pentru că nu așa eram înainte. Nu existau magazine. Nu exista, nu venea nimeni să-mi livreze mie acasă pizza. Nu mai mâncam noaptea. Gândiți-vă că noi nu aveam lumină artificială. Noi trăiam în natură. În momentul în care apunea soare, noi nu mai vedeam unde te duceai noaptea să cauți prin copaș mâncare. Unde te duceai, nu mai mâncai nimic. Nu mai mâncai nimic, te trezeai dimineața și seara te duceai la culcare. Nu mai mâncai noapte. Acum, de când cu lumina asta artificială, ne-am dat peste cap toți. Și ce face sistemul meu, scuze. Deci, eram nomazi, mergeam din loc în loc, căutam mâncare. Și erau zile când găseam, zile când nu găseam mâncare. Și ăsta e motivul pentru care corpul nostru e conceput, e creat să stea și 40 de zile fără mâncare. Eu nu recomand neapărat asta acum. Discutăm, e altă discuție. Dar el, de cele mai multe ori, dacă are de unde să consume, el poate să stea și 40 de zile fără mâncare. Deci el așa este. Și oamenii mănâncă în fiecare zi. Oamenii mănâncă de 5 ori pe zi. Motivul pentru care ni se spune să mâncăm de 5 ori pe zi este pentru că vor să fim consumatori.
strămoșii noștri mâncau o dată pe zi, nu mâncau de 5 ori pe zi. Vă asigur asta. Și dacă mănânci de 5 ori pe zi, oricum îți fermentează mâncarea în stomac, că nu are timp să se digere. Proteinele se digeră în 4 ore. Dacă am mâncat la 1, când să mai mănânc de 3-5 ori pe zi? Dacă ai mâncat la 1 și la ora 3 introduci un fruct, o să-ți fermenteze, că nu s-a digerat proteină. Carbohidrații în 2 ore jumate, 3 ore. Deci dacă tu vii după o oră, două cu ceva, îți fermentează în stomac. E nevoie să faci pauze. Eu oricum recomand 2 mese maxim pe zi. Maxim pe zi. Gândiți-vă că directorul Institutului Hipocrates mănâncă o masă pe zi. El bea multe sucuri, da, face multe alte lucruri, bea sucuri verzi multe. Mănâncă o masă pe zi și ține post o zi, două pe săptămână. Și să-l vedeți că e un bărbat puternic, adică are 70 și ceva de ani și arată mai bine ca mulți bărbați la 50 de ani. Vă asigur asta. Deci o pauză de la mâncare poate face mai mult pentru omul bolnav decât pot face cele mai bune medicamente și cei mai buni medici din lume. Digestia este procesul care consumă cea mai mare energie. Ce se întâmplă în momentul în care eu nu mai mănânc? Corpul zice, ia uite, Athena nu mănâncă astăzi. Câtă energie am, ce să fac cu energia asta? Încep să vindec, încep să curăț, încep să regenerez. Asta face corpul nostru. Pentru că 80% din energie se duce către digestie. Asta face corpul. Deci dacă i-am dat pauza asta, el se duce și se vindecă. Asta face. Începe să elimine ce nu-i mai aparține, toate chimicalele care tu le-ai băgat în el. Tot șamponul, toți detergenții, tot parfumul. Să nu crezi că ăla se duce așa ușor. Va trebui să le elimini. Toate medicamentele, tot ce i-ai dat, toți conservanții, care, toate eurile. Asta face. Îi dai pauză și începe să elimine ce nu-i aparține. Și asta e motivul pentru care pauza asta la mâncare e cea mai bună metodă de vindecare. Pentru că îi dau corpului meu un repaus, îl las să-și facă treaba. Nu-l mai imbuib, nu-i mai dau, nu-i mai... De, vă spun sincer că omul cu cât mănâncă mai mult, cu cât e mai obez, cu atât pleacă mai repede de pe lumea asta. Îți consumă energia vitală pe digerare. Acolo se duce energia ta vitală. Pe digestie. Dacă mănânci mult, acolo se duce. Nici nu are timp corpul, nu are cum să o ducă către regenerare. Că dacă tu nu-l lași și dai tot timpul să digere. Și dacă vă uitați la animale, dacă vă uitați la copii, ei încă mai au instinctul ăsta de supraviețuire foarte dezvoltat. Noi l-am pierdut pe ăsta. Noi acum ne ducem către cei mai buni, cei mai gustoși, nu mai avem instinctul ăsta de supraviețuire, ei sau. Copiii nu mănâncă atunci când sunt bolnavi. De ce? Pentru că corpul îți creează o stare de sațietate și nu te lasă să mănânci. Nu te lasă să mănânci, dar multor adulte e frică și mănâncă obligați, forțați, deși n-au poftă, mănâncă. Ăsta e motivul pentru care îți inhibă senzația de foame corpul, că vrea să nu mai mănânci, să nu-i mai dai de mâncare, că el vrea să vindece. Animalele, dacă ați văzut. Singura metodă de vindecare pe care o știau strămoșii noștri era asta. Să nu mai mănânci. Ei, în momentul în care erau răniți, orice problemă aveau de sănătate, nu mai mâncau. Animalul nu mănâncă până nu se face bine. Fetița mea asta și 3 zile fără să mănânce. 3 zile, eu niciodată nu o oblig. Mă asigur că se hidratează, că are tot ce e nevoie, dar dacă nu, știu că corpul ei vrea să se vindece. Și nu intervin în niciun fel. Și nu mi-e teamă, pentru că copiii au foarte dezvoltat sistemul ăsta de supraviețuire. Nu o să se lase pe ei să moară. Și sunt atât de mulți adulți cărora le teamă că copilul nu mănâncă. Nu o să se lase copilul să moară. Nu-l mai imbuiba, nu-i mai da. O să devină un adult cu probleme, cu traume, care o să mănânce până nu se mai oprește. Nu-i mai îmbubați, decât când e foame, atât. Fetița mea îi dau să mânce doar când îi este foame, atât. Și cel mai important motiv pentru care postim este să devenim conștienți. În momentul în care faci pauza de la mâncare, energia se ridică de aici, de la digestie, se oprește gălăgia asta, se urcă către inimă și apoi către creier. Și poți să vezi mai mult, poți să simți mai mult, poți să te conectezi cu universul, cu Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care se întâmplă asta. Se termină gălăgia de la digestie. Și da, tu poți face mai mult pentru sănătatea ta decât orice doctor, orice spital, decât orice medicament și decât orice aparat medical. Asta vă spun sigur că eu am făcut-o. Am
cea mai bună experiență pe care eu nu am luat absolut niciun medicament, eu m-am vindecat doar prin schimbarea atitudinii și a stilului de viață. Am renunțat la ceea ce mă ținea pe loc, la toate chimicalele care mă îmbolnăveau, doar așa s-a vindecat corpul meu și credeți-mă că era bolnav. Erau zile în care stomacul meu nu mai accepta mâncare. Vomitasem de sute de mii de ori, stomacul meu nu mai vrea mâncare în el, nu mai puteam să mai țin mâncarea în el. În momentul în care mâncam, îmi venea să vomit, deci nu mai puteam. Atât de rău ajunsesem și nu vă povestesc foarte multe pentru că n-aș vrea să intrăm în atât de detalii, dar credeți-mă că am fost extrem de bolnav. Dragii mei, deci noi acum ce vrem să vă propunem este un program de 10 zile în care eu o să fiu ghidul vostru. O să fiu ghidul vostru. Eu am făcut programul ăsta de mai multe ori, știu cum să-l fac, am aplicat toate principiile de la Institutul Hipocrates, știu cum să-l fac ca să nu ne fie foame. Au intrat prima dată când am ținut programul, au intrat oameni care n-au ținut în viața lor o zi de post și ei au reușit să țină tot postul ăsta de 10 zile. Deci eu vreau să vă propun un program de 10 zile în care ne hrănim cu lichide, ne hrănim. Deci nu o să bem doar apă, nu, o să bem sucuri, o să facem cumva să nu ne fie foame. Deci lichide care o să ne hrănească și o să ne regleze glicemia, pentru că motivul pentru care îți vine să te duci tot timpul la frigider, să spargi frigiderul, să mănânci tot din frigider, este pentru că 70% din oameni au probleme cu glicemia. Glicemia variază sus, jos, sus, jos, pentru că am mâncat atât de mult zahăr de-a lungul vieții noastre, încât pancreasul nostru săracul este obosit. Și ce facem noi? Venim cu unele alimente care o să ne regleze glicemia. De fapt, toate alimentele din programul ăsta o să ne regleze glicemia. Sucul verde reglează glicemia. Cu proteină vegetală o să reglăm glicemia. O să fiți vegani, o să fiți raw vegani. 10 zile de raw veganism în care vă promit că o să facem, nu zic că nu o să mai fie pofte, dar foame nu s-a plâns nimeni. Deci au intrat 45 de participanți, primul doar așa cu o postare pe Facebook, și nu s-a plâns nimeni că e foame, da, s-au mai plâns unii de pofte, da, s-au mai plâns unii de detoxifierea asta, de procesul ăsta de detoxifiere, n-ai ce să faci în momentul în care lași corpul și începe să elimine tot ce nu-i mai aparține, e dureros, știți ce zice natura? Omul ăsta a fost nesăbuit. Omul ăsta și-a făcut mult rău. O să-l fac să sufere, că poate nu se mai reîntoarce la obiceiurile care l-au îmbolnăvit și e dureroasă vindecarea la început. În momentul în care lași corpul să elimine ce nu-i mai aparține, e dureros, dar după aceea e minunat. Deci astea sunt. Eu vă promit că nu o să vă fie foame, deci nu zic de pofte, dar foame nu, adică avem întotdeauna un al doilea plan, al treilea plan și plus că o să fiu live cu voi în fiecare dimineață de 10 zile, live cu voi, 10 live-uri în fiecare dimineață și în fiecare seară o să avem sesiune de întrebări și răspunsuri. O să fiu la dispoziția voastră pentru cel puțin o oră și jumătate. Puteți să mă întrebați orice acolo, adică o să fiu ghidul vostru, o să fiu mentorul vostru. Puteți să mă întrebați absolut orice aveți nevoie. Eu o să fiu acolo dimineața și seara. Dimineața și seara, 10 zile. Eu o să fiu ghidul vostru și o să vă țin de mână pentru că avem nevoie de un mentor. Am crezut că n-am nevoie de mentor. Dacă nu ai un mentor, un om care a făcut lucrurile astea ca să te ajute, o să bâșbâi și o să stai ani de zile, o să pierzi. Timpul e atât de prețios. N-ai timp să stai să pierzi. N-ai timp. Și prețul programului este infim cu valoarea pe care eu o ofer aici, în program. Prețul programului este 250 de lei până pe data de 7 ianuarie și cei care vă doriți să intrați în programul acesta, eu vă recomand să intrați cât mai repede pentru că sunt unele produse pe care trebuie să le achiziționați și o să începem pe 10, deci nu mai avem foarte, astăzi în 4, o să începem pe 10, aveți nevoie de timp ca să vă achiziționați toate produsele. E important să intrați. Și primilor 10 participanți o să le ofer câte o sesiune de jumătate de oră de mentorare pe partea de sănătate cu mine. Deci primii 10 participanți care intră în curs o să le ofer asta și aș vrea acum să deschidem întrebările și răspunsurile. Dacă voi aveți întrebări, eu sunt la dispoziția voastră, puteți să vă deschideți microfoanele și să mă întrebați absolut orice aveți nevoie.
Atena, nu știu dacă ei pot să-și deschidă microfoanele, pentru că nu sunt panelist, dar sunt mânuțe ridicate, dacă bine am văzut. Și da, aveți, dragilor, aveți acolo la rubrica de Q&A, acolo este cel mai bine să puneți întrebările. Eu am văzut deja o primă întrebare. Cum aș putea să acumulez kilograme, întreabă cineva. Câteva, Elena mai exact întreabă, Elena Pomană. Câteva ponturi mi-ar fi de ajutor. Nu sunt o gurmandă, mănânc mai mult tradițional, iar Carla nu lipsește din meniu. Am și multe alte probleme de sănătate, așa că mă întreb cum să procede, cum trebuie să procede. Știi, uneori sunt persoane care au nevoie să pună pe ele. Sper că nu e nevoie să faci sport, da, e nevoie să faci sport, să ridici greutate. Singura greutate pe care o vrem pe corpul nostru sunt mușchi. Deci e nevoie să te apuci de sport și să ridici greutăți. Asta în primul rând. Deci asta ar fi soluția. Ok, sunt mai multe întrebări în chat, dar aș vrea să vă rog să le puneți acolo la Q&A, pentru că din chat vor dispărea, pentru că sunteți mulți. Mă întreabă, întreabă cineva aici ce alimente trebuie să cumpărăm. Cred că în program acolo ai tu lista, din ce știu eu, cu tot, absolut tot. Deci e parte din programul pe care Atena tocmai l-a lansat. Și acolo are un plan pas cu pas, cu link-ul, da, cu absolut ce vă trebuie. Da? Poți completa, Atena, dacă simți nevoia. Eu doar de data trecută. Ok. Oamenii mă întreabă de mesajul pe care vreau să-l transmit. Da. Da. Of, e un pic dur mesajul ăsta pe care l-am primit, dar o să-l zic. Deci, ieri, câteodată, deci, motivul pentru care vreau să vă zic că e important să aveți grijă de corpul ăsta este că câteodată bolovanul se face atât de mare și se duce la vale încât nu poți să-l mai oprești. Și nu numai că nu mai poți să mai oprești, dar nu mai poți să-l mai duci înapoi. Și am văzut oameni la Institutul Hipocrates care suferau de scleroză multiplă, care își degradase atât de mult corpul, care chiar dacă aplicau programul, da, boala se oprise, dar nu au mai putut să se mai întoarcă la sănătatea pe care aveau înainte. Deci e important să nu te lași să ajungi o epavă, să nu te lași să ajungi în ultim, pentru că e posibil să nu mai poți să mai faci ceva. Și ieri mi-a scris, am făcut o postare pe Facebook, așa, a fost puțin mai emoțional așa, și o doamnă mi-a scris, cu care mai conversasem eu înainte, mi-a spus în felul următor. Ea suferea atât de mult, deci se lăsase să ajungă în ultimul hal. Pur și simplu avea dureri, suferință, nu mai știa să mai facă. Și mi-a spus, Atena a încercat de câteva ori să facă ceva, n-a făcut nimic, deci spiritul ei vroia să se dezvolte, să crească, vroia să facă asta. Ea tot n-a făcut nimic. Și mi-a scris că vrea să caute o clinică de eutanasiere. Deci eu când am citit, gândiți-vă, să nu ne lăsăm să ajungem acolo. Să nu ne lăsăm să ajungem în punctul ăla. Nu vă lăsați corpul. Luați decizia asta de a face ceva pentru corpul vostru înainte să se ajungă acolo. Deci a fost extrem de dur mesajul ăsta pe care l-am primit, dar ăsta a fost mesajul pe care l-am primit. Oh, da, nici no comment. Hai să vedem alte întrebări. Au început să curgă întrebările aici în Q&A. De exemplu, pe timpul postului mai iau pastila de tiroidă? Da. Da, da. Da, adică... Nu să renunțăm la medicamente, nu, dar cu timpul, dacă faci ceea ce trebuie, nu o să mai ai nevoie de pastila de tiroidă. Ok. Acest program este benefic pentru anemie și menstruații dureroase, întreabă Ana Elena? Depinde de greutatea pe care o are ea. Dacă are de unde să piardă kilograme, da. Da. Și eu am avut menstruații dureroase, și eu am avut toate astea, și eu am avut anemie, da. În cazul deci în care da, nu are de unde... atunci nu ar trebui să se implice în problemă. Dacă e foarte slabă ea, așa, dacă are puține kilograme, nu, i-aș recomanda altceva. Uh-huh. Ok, eventual să ia legătura cu tine în privat și să vadă ce da. E rămas. Bun, și cu ocazia asta o să te rog să ne dai și o adresă de e-mail, pentru că mai sunt întrebări legate de plată, cei care poate nu
În fine, nu intru în detalii. Dă-ne o adresă de e-mail și să știe persoanele. Da. Pot să pun și linkul programului aici? Am pus eu linkul de mai multe. Poți să-l pui și tu. Adresa mea de e-mail este negrescuatena@yahoo.com. Deci negrescuatena@yahoo.com. Ok. Bun, o altă întrebare. Pentru cei care urmează medicație și trebuie să le ia după masă, medicamentele, ce fac? O să mâncăm hrană lichidă. O să mâncăm hrană lichidă. Deci este ok, poți să le iei. Da, poți să le iei în continuare. Deci, din nou, da. Nu e ca și când stăm 10 zile fără să mâncăm nimic? Nu stăm 10 zile. Ne hrănim corpul. Chiar ne hrănim corpul mai bine decât vi l-ați mai hrănit vreodată. Vă asigur eu. Ok. Că mulți, majoritatea dintre voi n-ați făcut niciodată asta, deci vă veți hrăni corpul în continuare cu nutrienți, doar că nu-i mai dăm hrană solidă, o să-i dăm hrană lichidă. Mihaela întreabă, care sunt alimentele pe care trebuie să le cumpărăm, care ar fi bugetul pe care le alocăm pe zi pe mâncare? Ceea ce privește alimentele, am zis deja că o să fie o listă cu tot ce trebuie. Ce ne spui despre buget? Despre? Bugetul de alocat pentru mâncare. Pe zi, cred că mai mult de 15 lei, cred că n-ar fi 15-20 de lei maxim, zic eu așa. Cam așa. Nu e, să știți că nu e nimic scump. Vă asigur că nu e nimic scump. Super. Te-am auzit chiar spunând că se face economie pentru că nu mai cumperi. Se face economie, că nu o să mai cumpărați mâncare. Timp de 10 zile nu mai cumpărați mâncare. Adică altfel de mâncare normală. Cumpărăm doar hrană. Exact. Eu încerc exact. Să traduc. Nu mai mâncăm mâncare, ci mâncăm hrană, adică ne hrănim. Da, păi mâncarea ne mănâncă și hrana ne hrănește. Știu, am auzit această... E impresionant această propoziție pe care am mai auzit-o de la tine, într-adevăr. Bun, sfaturi pentru un copil de 10 luni alergic la lactoză și nu numai. Acum depinde ce lapte îi dai. Copilul ar trebui să mănânce doar lapte de mamă, n-ar trebui să mănânce lapte de vacă. Dacă îi dai lapte de vacă, ăsta e motivul. Vaca dă lapte pentru vițel, nu dă lapte pentru copilul nostru. Vaca nu e mama noastră. Vaca nu e mama copilului. Vaca e mama vițelului. Deci copilul ar trebui să mănânce doar lapte de la mamă. Atât. Da, Ștefania a pus aceeași întrebare, la ce valoare se ridică produsele pe care trebuie să le achiziționăm. A răspuns Atena deja. Cineva întreabă un model de storcător, dacă tu faci... Dacă nu vrei să faceți o investiție mare, este unul de la BioVita, storcător la 350 de lei, cu axul melcat pe orizontală. E un storcător negru, axul melcat pe orizontală, da? 350 de lei, îl găsiți la BioVita. Super. Da, întreabă cineva, nu știu dacă nu depășim aici totuși anumite limite, tot mai multe persoane suferă de anxietate sau depresie, ce legătură are cu alimentația, câteva alimente recomandate și câteva interzise în această situație? Are o mare legătură alimentația cu stările de depresie și anxietate. De ce? Pentru că flora intestinală e cea mai importantă, echilibru florei intestinale și niciodată fast food-ul nu o să-mi hrănească mie bacteriile bune. Bacteriile bune se hrănesc cu fibră crudă. Dacă nu le dai fibră crudă, ele mor. Și în momentul în care mor, se înmulțesc cele bacteriile care nu sunt bune, bacteriile neprietenoase. Deci, ăsta e motivul pentru care v-am spus că fast food-ul ne face mai puțin deștepți, ne duce la epuizare, ne creează stările astea de anxietate, pentru că ne distruge flora intestinală, în primul rând. Deci, bacteriile prietenoase nu se hrănesc cu fast food, nu. Nici cu prăjeli, le omorăm dacă le dăm prăjeli. Ele se hrănesc cu fibră crudă, asta e hrana lor. Nu le-ai dat fibră crudă, ele mor și se mulțesc celelalte. Și apoi apar stările de anxietate, pentru că 70% din imunitatea noastră se află în intestine și 90% din serotonină este produsă în intestine. Dacă flora mea intestinală nu e echilibrată, serotonina nu se mai produce. 90% din serotonină se află în intestine, da? Se produce acolo. Ok, o altă întrebare. Cum poți scăpa de mai multe kilograme în plus, peste 25? Cel mai bun mod pe care l-ai la dispoziție este cel pe care eu ți-l propun acum, adică postul acesta cu lichide.
Nu există ceva mai minunat. Pentru că corpul o să înceapă să consume din grăsime. Și fără foame. Asta e cel mai important. Să nu simți că te urci pe pereți. Super. Care este orarul programului, întreabă Mariana? O să fie pe un grup de Facebook și voi o să intrați când vreți voi. Eu o să intru la 7 dimineața live, o să vă rămână live-ul, voi puteți să-l vedeți, nu o să închid niciodată grupul acela, puteți să-l refaceți, puteți să faceți ce vreți voi. Și chiar dacă nu vreți să țineți postul, gândiți-vă câte informații. Noi nu o să vorbim, eu nu o să vorbesc doar despre post aici în programul ăsta. Eu o să vorbesc despre combinarea alimentelor, despre alimentație, despre tot. Toate nevoile pe care le avem noi, ce înseamnă de fapt un stil de viață sănătos. Eu despre asta o să vorbesc. Deci chiar oamenii care nu vor să țină post, eu le recomand să intre în programul ăsta doar pentru toată informația asta pe care o au la dispoziție. Da, și pe care pot înceapă gradual să o aplice. Exact. Sesiunea de întrebări și răspunsuri, în general, era la 7:30 sau 8. Nu știu, o să stabilim noi atunci. Cred că la 8 seara, de la ora 8 până la ora 21:30 era sesiunea, dar la fel, înregistrate le pot revedea. Deci, practic, tu o să intri de două ori pe zi, o dată dimineața pentru un teaching, nu? Pentru o lecție, și seara pentru întrebări și răspunsuri. Și în rest o să fie tot felul de resurse, despre ce trebuie să mâncăm, cum trebuie să facem. Bun. Cu ce putem înlocui cafeaua dimineața, întreabă Mirela. O să înlocuim cu niște lapte de migdale și o să punem niște carob. Asta e cea mai bună combinație și cea mai sănătoasă. Dacă nu, căutăm alternative. Sunt înlocuitori de cafea vegani și o să facem lucrul ăsta pentru că am mai lucrat cu oameni care la fel aveau nevoie să înlocuiască cafeaua și asta facem. Dar cine nu o să poată să renunțe la cafea, e ok. O să rămână cu cafeaua, dar gândiți-vă toate celelalte lucruri pe care le faceți pentru corpul vostru. Gândiți-vă ce faceți pentru corpul vostru, că nu-i mai dați mâncare gătită, nu-i mai dați pâine, nu-i mai dați sare, nu-i mai dați ulei, nu-i mai dați toate astea, nu o să-i mai dați. Și chiar dacă crezi că nu poți să te lași de cafea, poți să intri în program și chiar și consumăm cafea. Okay. Pentru că renunți la toate celelalte. Super. Întreabă Emanuel despre storcător, dacă poți da câteva precizări despre cum ar trebui să fie storcătorul ăsta. Eu știu că ai dat deja și o marcă de... Dar, nu știu, eu zic că e cel mai ieftin, la 350 de lei, este negru, storcător Biovita, axul pe orizontală. Deci să nu fie în sus, să fie așa pe orizontală. Pentru verdețul ne interesează. Deci storcătoarele cu axul pe orizontală, storcătoarele cu axul în sus, sunt foarte bune partea de fructe și legume, dar noi vrem verdețul, noi vrem legume, noi vrem să bem suc verde în perioada asta. Și vreau să vă luați un storcător și nu doar în perioada asta, eu vă recomand sucurile verzi, sunt cele mai importante. Bun. Alina zice, nu pot participa acum din cauza serviciului SREA, programul luna mai aș fi interesată. Așa cum spunea și Atena, probabil cea mai bună variantă ar fi să te înscrii. Și îți rămâne toată informația, toate live-urile, absolut tot programul îți rămâne. Poți să-l faci când vrei. Și nu știu dacă tu... Mă gândesc că o să-l refaci, nu știu dacă o să-l mai faci la prețul acesta. Acum, sigur, Alina va decide pentru ea, dar eu l-aș lua acum. Este și la un super, super preț. Victoria, pentru tiroidă autoimună, cu ce pot să încep? Întreabă. În primul rând, să stai cât mai departe de radiațiile de la telefon. Tiroida este foarte sensibilă la radiațiile de la telefon. 70% dintre femei au probleme cu tiroida în ziua de astăzi. Dacă eu îmi țin telefonul aici, ce credeți că mi-atacă? Tiroida. Foarte multe femei au probleme cu tiroida din cauza că în pământul nostru nu se mai găsește iod și seleniu de vreo 70 de ani și din cauza lipsei de seleniu și de iod. Deci, oricum, e foarte important să schimbi stilul de viață. Nu e doar un lucru. Deci, ferește-te de radiații, pune telefonul pe speaker și pune-l pe masă și vorbește așa cu el, nici măcar în mână, că îți radiază și mâna. Pune-l pe masă, vorbește așa, stai cât mai departe de... Ia-ți un dispozitiv de protecție, eu cred în asta, care să te protejeze de radiațiile electromagnetice și schimbă-ți stilul de viață. Cu siguranță că sunt mult mai multe
ți-aș recomanda o alimentație vegană, ți-aș recomanda o apă pură, o să vorbim și despre apă și despre multe o să vorbim. Deci nu o să fie doar despre post, da? O să ținem postul, dar o să vorbim despre ce înseamnă cu adevărat un stil de viață sănătos în programul ăsta. Despre asta vorbim. Ok, mai este o întrebare legată de dacă poate să facă plata prin ordin de plată. Cred că acest lucru îl poți rezolva printr-un e-mail la negrescu@atenarodiahu.com, da? Da, în felul ăsta. Dar nu uitați, pentru primii 10 există un bonus. Asta ai anunțat deja, Atena, da? Ok. Camelia, ce părere ai, zice Camelia, despre relația dintre alimentație și tipurile de personalitate? Interesantă întrebare. Crezi că această alimentație avantajează pe toată lumea, indiferent de stil de viață, activități și temperament? Eu cred că alimentația vegană e hrana potrivită pentru noi, deci eu nu cred că am fost făcuți să creați să mâncăm carne, lapte, o brânză și o să vă zic așa pe scurt. N-am fost creat să mâncăm lapte pentru am fost creați de fapt să mâncăm lapte decât de la mama noastră, pentru că în primii 2 ani nu avem dinți, până ne dau dinții, natura ne spune tu nu te poți hrăni cu altceva decât cu lapte de la mama ta, și dacă ne uităm la celelalte mamifere, da? Noi suntem mamifere. Toate, atâta timp când au dinți, când sunt micuțe, se hrănesc cu lapte de la mama lor și după ce au fost înțărcate, niciodată în viața lor nu mai pun gura pe lapte. Noi suntem singura specie care, după ce, dacă am avut noroc să ne alăpteze mama, ne duce la mama vacii, da? Ne duce la mama vițelului, adică la vacă, și luăm lapte. Vaca nu se dă niciodată lapte pentru noi, dă pentru vițel. Deci nu avem nevoie de lapte decât în primii 2 ani de la mama noastră, până avem dinți. După ce avem dinți, natura ne spune, tu poți să digeri hrană solidă, nu mai ai nevoie de hrană lichidă. Deci nu mai ai nevoie niciodată în viața ta de lapte, nici măcar de lapte vegetal. Nu trebuie să-l înlocuiești, nu mai ai nevoie de lapte. Ai dinți, poți să mănânci, da? Nu avem nevoie de ouă. Ce sunt ouăle, de fapt? Ouăle sunt niște embrioni. E modul prin care găina se mulțește. Dacă aș fi fost în natură și aș fi murit de foame, cum eram eu înainte nomad și nu găseam nicio plantă, nimic, aș fi mâncat un ou din ăla crud, da. Dacă aș fi fost cu copilul meu undeva în sălbăticie și poate oamenii de ce au făcut toate greșelile astea, ei s-au dus spre zonele astea friguroase. Noi mergeam din loc în loc și căutam mâncare și mergeam prin zonele calde și oamenii s-au îndepărtat și în zonele astea friguroase nu mai găseai plante să te hrănești. Și au început să se hrănească cu orice, cu animale, cu orice. Și da, m-aș fi dus dacă eram în sălbăticie și eram într-o zonă din aia unde era frig, m-aș fi dus la vacă să iau lapte ca să supraviețuiesc și eu și copilul meu. Dar vaca nu dă lapte pentru mine, dă pentru vițelul ei. Și motivul pentru care vaca o mulg și iar dă lapte și iar dă lapte, de ce? Pentru că corpul vacii spune, se hrănește un pui de acolo. Deci și la femeie se întâmplă la fel, atât timp cât sânul se golește, corpul produce iarăși, pentru că crede că se hrănește un pui. Și ăsta e motivul pentru care ugerul vacii produce lapte continuu, pentru că omul ia laptele, iar produce, iar ia laptele. Dacă omul n-ar mai lua laptele, corpul n-ar mai produce, dacă nu există pui acolo. Dacă nu există copil, la fel. Și la femei se întâmplă la fel. E același proces. Deci și nu avem nevoie de carne. Deci am spus lapte, ouă, brânza e același lucru, că se face din lapte, deci nu avem nevoie nici de brânză. De ce n-am nevoie de carne? Uitați-vă la mâinile mele, n-am ghiare. Uitați-vă la pisică, că îi spuneam fiicei mele zilele trecute. A adus o pisică și se prinsese cu ghearele în canapea. Și vroiam să o scot și nu puteam. Și am zis, mami, tu vezi ce ghiare are pisica asta? Știi de ce le are? De ce, mami? Ca să-și prindă prada. Eu n-am așa ceva. Du-te tu în natură și prinde o pradă tu cu mâinile tale. Avem mâini de culegător. Dacă te-aș pune să alegi între un iepure, să mănânci un iepure natură, crud, și un măr, ai alege mărul. Te asigur asta. Te asigur. Nu ai mâini de prădător. Nu ai gheare ca să prinzi prada și n-ai putea să faci asta. Ai putea să muști tu din carne așa cu păr. În momentul în care ți intră un fir de păr în gură, noi suntem atât de nesilă. Și eu aș putea să mănânc din blana aia. Nu ai putea să faci. Gândiți-vă cum am fost înainte noi oameni. Dar dacă aș fi murit de foame, aș fi făcut orice. Și o să vă zic povestea asta unui prieten care mi-a zis că i-au intrat, stătea la țară și i-au intrat într-o cușcă mare 3 șobolani.
în momentul în care vrei să supraviețuiești, faci orice, ești dispus să faci orice. I-au intrat 3 șobolani, au uitat să se ducă la ei și s-a dus după 2 zile și ce credeți? Mai era un singur șobolan. Deși șobolanul nu mănâncă carne, da? Șobolanul e ca și noi, mănâncă tot felul de grâne și alte verdețuri. Ce ar fi, gândiți-vă, șobolanul a mâncat pe ceilalți doi ca să supraviețuiască și aș fi făcut și eu asta ca să supraviețuiesc. Dar acum nu e nevoie de așa ceva. Deci, ok. Oh my God. Ok, hai să mergem mai departe. La următoarea de întrebări. Semințele se combină cu fructe, treabă Dumitra? Niciodată. Niciodată. Fructele sunt carbohidrați, semințele sunt proteine, o să-ți fermenteze și o să-ți facă în stomac în toate felurile. Niciodată, niciodată. Semințele sunt proteine, fructele carbohidrați. Fructele nu se combină niciodată cu nimic. Se mănâncă singure dimineața pe stomacul gol. Atât. Yes, eu așa fac. Ok. Ramona întreabă, ce plante folosiți la sucurile verzi? Puteți să folosiți ce plante vreți, dar vă zic, folosim țelina apio, folosim castravete, puteți să folosiți pătrunjel, puteți să folosiți varză albă, roșie, frunze de salată, tot ce găsiți voi prin piață în perioada asta. Eu mai pun și iarbă de grâu, pentru că cultiv iarbă de grâu, și niște vlăstărei de floarea soarelui, de mazăre, dar oricine, orice are, verde să fie, oricum. Ne concentrăm pe sucul de țelină, apio, castravete și mai adăugăm ceva verdețuri, pătrunjel, ceva de genul ăsta. Cam asta o să fie sucul nostru în perioada asta. Că e și iarnă și nici nu avem bogăție mare. Ok. Mai sunt câteva întrebări. Hai să încercăm să răspundem și acestora. Dacă sunt deja în efectul yo-yo, zice Adriana, acest detox este binevenit. Îmi este greu să revin la normalitate, adică să nu mai mănânc des pâine și dulciuri în special. Mă poate ajuta acest detox ca soluție de revenire după o dietă disociată cu multe proteine care a dat greș? Deci a recunoscut deja că a dat greș, nu mai certat, da? Întotdeauna dă greș, întotdeauna. Deci dieta de cu proteine am ținut-o și eu, Duncanul, am ținut înainte să încep stilul ăsta de viață, că și toată viața mea a fost o cură de slăbire. Deci eu cel puțin 20-30 de ani am uitat să zic, am luat pastile de slăbit. Cel puțin 20 de ani am ținut cură de slăbire. Dieta cu proteine o să te ajute să slăbești puțin, dar o să te simți rău, o să-ți dea tot felul de stări, o să-ți atace inima, o să ai alte probleme. Și ce vrei să fii? Sănătoasă sau... Dar nici frumoasă nu ești. Degeaba e slabă dacă ești bolnavă. Nu, niciun caz. Am ținut asta, știu cum m-am simțit. Nu recomand așa ceva. Nu recomand. Da, te poate ajuta pentru că postul, ce o să facem noi în 10 zile de detox, o să te ajute să scapi de niște dependențe alimentare. Asta cu siguranță. Și o să vezi ce trebuie să faci atunci când ți-e foame. O să poți să-ți reglezi glicemia. O să știi ce trebuie să faci diferit când ți-e foame. Și nu o să mai simți senzația de foame continuu. Asta vă asigur 100%. Ok, minunat. Laura întreabă, zice, eu m-am înscris deja, am plătit, dar nu sunt sigură dacă s-au finalizat tot pașii, îmi poți confirma înscrierea. Laura, o să primești confirmare pe e-mail și pentru orice întrebări, confirmări ulterioare, te rog să trimiți un e-mail către Athena, în cazul în care... și vreau să vă rog să căutați și în spam înainte de a trimite e-mail-uri. Dacă căutați, vă rog frumos, în căsuța de promotions, dacă aveți e-mail în Gmail, în Google, pe Gmail, sau în spam, în general, că e posibil, fiind primele e-mail-uri pe care le primiți de la Athena, e posibil să mai vină și în spam unele e-mail-uri. Da, deci, confirmă prima dată cu inbox-ul tău și apoi, dacă nu ai primit confirmarea, într-adevăr, poți să trimiți un e-mail către negrescuathena@yahoo.com. Următoarea întrebare ar fi, ce zici de postul Brose de 42 de zile. Eu nu-l cunosc nici. Nu știu ce înseamnă. Trebuie să-mi spună ce înseamnă postul ăsta. Nu-l știu după nume. Spune-mi ce anume se face în perioada aia. Eu nu sunt mare fană post cu apă pentru o perioadă mare de timp, pentru că suntem deficienți în ziua de astăzi. Noi avem foarte multe deficiențe și avem foarte multe deficiențe din cauza stresului. Suntem de 15.000 de ori, atenție, 15.000 de ori mai stresați decât erau strămoșii noștri. Ce face stresul în corpul nostru? Creează aciditate,
ca să scape de aciditate, corpul ne ia nutrienți din oase, din dinți, ne ia minerale ca să neutralizeze aciditatea. Și avem nevoie să introducem mai mulți nutrienți decât am avut vreodată. Deci eu nu recomand postul de la prelungit cu apă, nu. Asta e motivul pentru care eu propun un post cu sucuri, cu hrană lichidă. Ne hrănim în perioada asta, nu murim de foame, corpul nostru se hrănește. Deci dacă e doar cu apă, nu. Ok. Costel întreabă, fulgii de drojdie inactivă se pot folosi în acest tip de alimentație cu hrană vie? Nu îi recomand, eu nu îi consider sănătoși. Nu. Ok. Nu. Ana, acest program poate fi folosit în perioada alăptării? Nu. Nu. Ok. Pentru diabet de tip 1, este ok programul? E perfect. Diabete tip 1, diabete tip 1, ok. Trebuie să stăm puțin de vorbă, să-mi scrie pe Messenger. Pentru diabet de tip 2 este perfect. Deci oamenii care au diabet de tip 2, ce o să facem? O să reglăm glicemia cu alimentele care v-am zis. Deci e perfect. Dar vreau să vorbim în privat. Te rog, scrie-mi pe Messenger sau pe Negrescu Atenar, unde a făcut un cont. Ok. Bun. Maria zice, Daniela, te rog, mai scrie linkul încă o dată. Cred că l-a pus deja Eugenia. Dacă am gastrită, pot participa la program? Da. Manuela, da. Îți recomand să faci asta. Pentru că nu o să fie fibra acolo și corpul o să înceapă să se vindece. Ăsta e cel mai bun mod de a vindeca gastrita, de a nu-i mai da fibră. Nu-i mai dai fibră și corpul începe să se vindece. Da, recomand. Paula întreabă, avem nevoie obligatoriu de storcător? Nu neapărat. Au intrat oameni care aveau blender și și-au făcut blenduite. Deci au intrat oameni care, în momentul în care noi beam sucul, ei și-au făcut, și-au blenduit castravete cu țelin apio și-au băut așa în par. Deci nu este obligatoriu neapărat. Eu am zis cele mai bune metode pe care le putem avea, dar puteți, dacă aveți un blender și nu vreți să faceți investiția asta în storcător, deși cea mai bună investiție pe care puteți să faceți pentru sănătatea voastră este să aveți un storcător pe presare la rece, puteți să folosiți blender în perioada asta. Și apoi, când vă luați torcătorul, puteți să reluați programul. Deci nu o să șterg absolut nimic de acolo. Ileana zice, ai zis că sucurile se beau imediat, dar dacă merg la serviciu nu o să am cum. Și O altă să facem în întrebare. așa fel încât o să bei sucul înainte să pleci la servici. Și o să-ți iei cu tine, nu sucul, o să-ți iei limonada, o să-ți iei alte, o să-ți iei alte lichide care nu trebuie băute imediat. Doar sucul trebuie băut imediat, atât. Avem și alte lichide care nu trebuie băute imediat. Și o altă întrebare tot, Ileana. Câte sucuri pe zi vor fi? Eu recomand un minim un suc pe zi, verde, atât. În rest o să avem limonade, ceaiuri, o să avem alte lucruri. Alte lichide. Un suc pe zi. Liliana întreabă și am mai văzut întrebarea aceasta, storcătorul Nutribullet este ok? Îl cunoști? Nu este storcător, e un blender, dar poți să-l folosești. Deci, Nutribullet nu este storcător, e un blender. Storcătorul separă fibra de suc. Blenderul ce face e că amestecă și cu fibra. Nutribullet amestecă și cu fibra, dar poți să-l folosești în perioada asta pentru că tu o să bei smoothie, nu o să bei suc. Și e ok. Bun. Mai este cineva, Cristina, zice, m-am înscris și am achitat programul, dar nu pot intra în grupul dedicat, nu mi-a clicul, deci cred că nu poate intra în Facebook. O să aibă Atena o comunicare cu voi în zilele următoare, o să verificăm toate linkurile să funcționeze, o să mai primiți și alte e-mail-uri, cei care v-ați Oricum, înscris. cei care achită și care intră în program o să intre într-un grup diferit. Deci nu o să fie în grupul meu care e. O să fie un grup privat, doar pentru cei care au achitat program. Dar probabil că la acestea se referă, Cristina. În fine. Nu știu, nu, eu nu i-am dat link-ul. Nu. Ah, Nu bine, știu, nu înseamnă știu. că totul e în regulă, o să vedem după aceea. Daniela întreabă bugetul necesar referitor la aparate. Cred că deja s-a vorbit despre asta. Atena a recomandat un storcător care este 350 de lei, este mai economic. Bun, Ileana, dacă poți să recomanda alimente pentru osteoporoză, pentru creșterea densității osoase. Și aș vrea să le mai zic celor care
au blender și nu vor să facă investiția în sorgător, puteți să faceți, să blenduiți alimentele și apoi să le treceți printr-o sită sau printr-un să culezi din acela de filtrare, da? Și să stoarceți sucul și să aruncați fibra. Puteți face și asta, da? Tifon, orice aveți voi. Deci se poate face și asta, au făcut mulți în programul asta. Pentru osteoporoză, în primul rând, dacă consumi produse lactate, oprește-te din a face asta, pentru că laptele ne scoate calciu din oase și din dinți. Laptele și toate produsele lactate creează osteoporoză. Deci evită să faci asta, evită să mănânci fructe crude pentru că creează aciditate și iarăși corpul, în momentul în care tu introduci ceva acid, cafeaua este acidă. Ce face corpul ca să scape de aciditate? Vă spun pe scurt. Corpul nostru are un pH de 7,4. În momentul în care eu îi dau un aliment de 2, care are cafeaua, de exemplu, are pH-ul 2, ce face el ca să nu mor, ca să mă țin în viață? Îmi ia calciu din oase, din dinți și mi-l aruncă, cum ar veni, în corp ca să neutralizeze aciditatea. Și asta face de fiecare dată. Deci evită cafeaua, evită laptele, produsele astea foarte acide și fructele crude, adică culese crude, mă refer. Și mergi foarte mult pe tot ce e verde. Tot ce e verde, cât mai mult verde și crud în alimentația ta. Semințe, nuci, avocado, migdale, muiate, toate astea. Bun. Sunt multe, multe, multe întrebări. Ceea ce e foarte bine. Pentru o persoană normal ponderală, afectează acest tip de hrană? Adică poate să slăbească? 4-5 kg slăbim, după ca... dar ce se întâmplă de fapt? Deci, în momentul în care eu renunț la câteva kilograme, ce facem noi prin postul ăsta e ca și cum aș avea o casă mai bătrână pe care o dărâm și apoi reconstruiesc. E important, au intrat oameni care nu aveau o greutate, adică nu aveau de unde să slăbească. Și după aceea e important cu ce reconstruiești tu. Deci nu e nicio problemă dacă slăbești 3, 4, 5 kg. Nu e nicio problemă. Important e cu ce reconstruiești. Că asta vrem să facem, să dărâmăm casa asta veche, să reconstruim una nouă. Minunat. Elena, am storcător de la Cuvings, ceva firmă, altă firmă. E ok. Este ok. Zice că e axul vertical, îl poate oare folosi și pentru frunze verzi? Da, da. Poate să facă castravete, țelina, apio. Cu frunzele verzi, așa și așa, dar poți să faci. Cât de cât este ok. Te descurci cu el, da. Bun, Raluca, o interesantă întrebare. Cum vom proceda ulterior programului, astfel cât să nu pierdem rezultatele și să nu revenim la același stil de viață? O să-mi permit și eu ca mentora Atenei să zic aici ceva. Acesta nu e un program în care Atena stă cu voi 10 zile și după aceea fuge, pleacă. Pregătim și un follow-up pentru voi, pregătim un mod prin care să puteți să rămâneți împreună ca virgulă comunitate și să puteți aveți acces la ghidare, la mentorare din partea Atenei într-un mod susținut, într-un mod constant. Primul pas este acesta, să dăm un restart corpului nostru, să începem să facem acest post de 10 zile și apoi vorbim pe parcursul acestor 10 zile. Zic bine, Atena? Da, da. Oricum eu le dau sfaturi și în timpul acestor 10 zile ce să facă după. Deci sunt foarte multe recomandări din partea mea cu ce o să se întâmple după, ce să facă după și tot programul ăsta o să vorbim despre ce înseamnă cu adevărat un stil de viață sănătos. Minunat. Bun, vă rog linkul de înscriere, zice Felicia, cred că l-am mai pus de mai multe ori și o să-l mai pun, uite, acum încă o dată, că se mai duce în sus. Good, să vedem. Alina zice, nu se poate intra pe site-ul Atene, eroare 404, nu știu exact ce se întâmplă, dar s-au făcut foarte multe plăți deja, deci... Poate ar trebui să mai încerci, Alina. Oricum, în cazul în care totuși nu reușești, trimite-te, rog, un e-mail și rezolvăm în felul acesta. Codrin întreabă cum se hrăneau strămoșii noștri neavând storcătoare. Da. Așa este. Cum se hrăneau strămoșii noștri neavând storcătoare? Fără storcătoare. Așa este. De ce avem nevoie? Aduceți-vă aminte că în urmă, cu câteva minute, am spus că avem de 15.000 de ori mai mult stres decât aveau strămoșii noștri. De ce?
Ei n-aveau avioane, n-aveau mașini, n-aveau știri, n-aveau radio, ei n-aveau toate astea, n-aveau internet, n-aveau telefon, nu le aveau pe astea, noi le avem. Da? Și stresul ne consumă nutrienții. Cel mai rapid mod și cel mai minunat mod de a introduce nutrienții în corpul meu este prin suc verde. Ăsta e motivul pentru care recomand sucul verde. Și mai ales că noi mâncăm de 100 de mii de ori, noi nu mâncăm cum mâncau ei o dată pe zi. Și în momentul în care beau suc verde, da, omul a inventat și lucruri care nu sunt atât de bune, dar cea mai bună invenție pe care a putut să o facă în domeniul sănătății a fost să inventeze storcătorul ăsta prin presare la rece. Mimează dinții noștri. Asta face storcătorul prin presare la rece. Îmi stoarce, îmi scoate toți nutrienții și eu introduc acel suc în corpul meu și nu se mai consumă energie pentru digestie și energia se duce spre vindecare. Ok, avocado este bun? Întreabă Daniela. E minunat. Da, da. Ok, încă o întrebare legată de storcătorul Cuvings, dar cred că s-a răspuns deja la această... Puteți să folosiți Cuvings-ul fără nicio problemă. Le-am spus celor care nu au storcători. Cei care nu au storcători să-l achiziționeze pe cel pe orizontală. Cel care aveți, cei care aveți pe verticală, e ok, putem să ne descurcăm cu cel pe verticală. Deci nu e nevoie să faceți altă investiție. Doar cei care nu au storcători. Da, mai sunt câteva întrebări aici legate de cancere și așa mai departe. Eu aici sunt foarte... Nu neapărat... Poți să le pui dacă vrei. Poți să-mi spui o întrebare. Da, pentru cancer de sân este ok programul. Dar asta este minunat. Da. O să afli multe lucruri care o să te ajute. Ok. Pentru glaucom este bun programul? Da. După cancer la colon operat și chimio, este ok programul? Da. Ok. Daniela zice, Atena, eu am în prezent probleme cu constipația, hipotiroidia, astm, tensiune și cred că am și o gastrită. Este ok și pentru mine acest program? Fără niciun dubiu, da. Manuela, de unde putem cumpăra germen și lăstar? Eu cred că chiar tu ai cultură, nu? De... Da, eu am o seră și sper să nu veniți, să nu dați năvală către mine. Eu cultiv și dau și mai departe, acum să vedem dacă o să pot să fac față la toată lumea. Da, eu cultiv iarbă de grâu, iarbă de orz, germen de grâu, lăstar de floarea solului, lăstar de mazăre, tot ce avem nevoie și în sucurile astea, pentru că de 30 de ori, atenție, germenii și lăstarii sunt de 30 de ori mai bogate decât orice frunză sau legum. Okay. Deci vă mai ajut eu pe care pot. Aici nu înțeleg bine o întrebare după număr. Pentru număr mare de kilograme de care trebuie să scap, va trebui să fac mai multe serii de câte 10 zile cu pauză între ele? Sau cum se procedează? În timpul celor 10 zile de detox avem și masă solidă sau numai lichidă semisolidă? Deci doar masă lichidă o să avem. Poți să faci mai multe, poți să faci de mai multe ori programul, 10 zile, mai faci o pauză de 2 săptămâni, apoi iar încă 10 zile, poți să-l faci. Au fost mulți participanți care au făcut așa, unii au rămas și au făcut 15 zile, că mai aveau de dat jos kilograme, poți să faci asta, bineînțeles. Corpul e hrănit, deci nu aveți de ce să vă faceți griji. Corpul e hrănit, doar că nu introducem fibră. Dar nutrienți o să introduceți mai mult decât ați introdus voi vreodată în corpul vostru. Vă promit asta. Da. Bun. Oana zice, pentru o persoană cu psoriazis este indicat acest program? Am avut psoriazis timp de mai mult de 10 ani, da. Ok. Și aici o întrebare pentru mine. Zice Sanda, mentor al Atenei? Nu cumva ați vrut să spuneți discipol? Nu, nu am vrut să spun discipol. Sunt mentorul ei pe partea de business. Da? Și pe partea de mentalitate, și pe partea de mindset. Și pe partea de mindset, da. Iartă-mă, strategie. Și da, pe partea de hrană vie, cu siguranță ea este, va deveni mentora mea, pentru că o să mă apuc și eu serios de acest post și de ceea ce va urma. Dar eu sunt mentor atent pe partea de business și mindset. Ok, bun. Trecem și peste asta și mergem mai departe. Clorofila afectează viscozitatea sângelui? Clorofila, da, o să facă să fie sângele puțin mai lichid.
Dacă luați medicamente care asta fac sângele mai viscos, e bine să renunțați. Da. Deci clorofila este o minune, vă spun sincer. Avem nevoie de clorofilă în fiecare zi. Bun. Emilia întreabă, dacă nu găsim germenii, ce facem? Eu locuiesc în Maramureș. Nu este obligatoriu, nu sunt obligatorii germenii. Nu este obligatoriu. Întotdeauna avem mai multe variante. Varianta 1, sub cu acesta, sub cu acesta, sub cu acesta. Deci eu dau mai multe variante pentru ca fiecare să poată să-și facă ce are nevoie. Bun. Delia întreabă, ok, apare efectul yo-yo? Nu. Nu apare efectul yo-yo pentru că noi ne hrănim corpul. Corpul nu o să zică mai... În general, haideți să vă zic ce se întâmplă cu efectul ăsta yo-yo. Dacă eu nu mănânc o perioadă de timp, corpul, în general, dacă nu-l hrănesc, nu-l hrănesc nici cu nutrienți, să știți că corpul cere mâncare și îți produce starea asta de foame pentru că el nu e hrănit, el vrea nutrienți și noi nu-i dăm nutrienți. Mâncarea fast food nu conține nutrienți. Carnea nu conține nutrienți. Nutrienții se găsesc în plante. Carnea nu conține proteină. De unde are animalul proteină? Animalul și-a proteină din plante. Deci de acolo, de la soare vine proteina, să știți. O să vorbim mai multe despre asta în program. Corpul cere de mâncare pentru că vrea nutrienți și noi îi dăm fast food, noi îi dăm gunoi. Și cere, cere continuu. Îți vei hrăni corpul și nu va mai cere și te voi ajuta și îți voi spune ce trebuie să faci atunci când ți-e foame. Ce trebuie să faci? Vei vedea că sunt unele alimente care ne inhibă senzația de foame naturale. Deci eu nu vorbesc de pastile, de slăbit. Nu! Nu! Alimente naturale. Bun. Simona întreabă, este ok dacă începem acest detox brusc? Adică în ce fel ne va afecta, considerând că am mâncat nu tocmai ok până atunci? Este perfect să începi. Este cel mai bun moment. Nu Bun. există prea brusc, e nevoie să faci asta. Și nu să fie prea brusc, brusc, foarte brusc e cu apă. Deci cel mai brusc este postul cu apă. Noi ne hrănim corpul. Ne hrănim corpul și o să vi-l hrăniți mai bine ca niciodată, v-am zis. Deci mulți dintre voi nu i-ați dat niciodată atâția nutrienți cât o să-i dați în astea 10 zile. Bun. Ioana întreabă, este ok cura și pentru ulcer gastroduodenal? Da. Daniela Banciu întreabă, recomanzi clorela? Da, iubesc clorela. Clorela ne reglează zahărul din sânge. Da, recomand algele și plus că ne hrănesc creierul. Da. Lucia, pentru o persoană cu hipertensiune și diabet se poate aplica acest program? Da. Da. Am început să știu răspunsurile, trebuie doar să înțeleg bine nivelul de decizie și de tonalitate. Ștefania, putem consuma kombucha în program? Eu nu Ce prea sunt fan kombucha, nu prea recomand kombucha și o să vă zic motivele pentru care. Știu că mulți cei care țin stilul ăsta de viață rovegan recomandă kombucha. Nu, kombucha este o băutură care conține o ciupercă, ciuperca aia o hrănesc cu zahăr, zahăr. Să nu credeți că zahărul dispare așa ca prin minune, că îl mănâncă ciuperca. Se transformă și în alcool, are și în alcool. Deci eu nu am băut niciodată și nu recomand Institutul Hipocrates, nu recomandă kombucha. Deci Okay. nu consider sănătoasă și din cauza asta eu nu ți recomand. Dacă vrei, poți să bei, dar nu recomand așa ceva. Elena întreabă dacă trimitem înregistrarea pe e-mail. Da, trimitem înregistrarea pe e-mail. Și cam astea au fost întrebările de aici din Q&A. Cred că au mai fost întrebări în chat, ați mai scris voi în chat acolo, dar v-am rugat mult să le scrieți în Q&A pentru că e foarte greu să ținem pasul cu ele. Da, Liliana zice, am trimis e-mail pentru contul bancar, dar nu am primit încă răspuns. Motivul este simplu, Atena se află încă aici cu noi în direct. Această sesiune nu este înregistrată. Da. Bun, o să glumesc acum, Liliana, dar chiar ăsta e adevărul, o să-ți trimită, dacă ai trimis e-mail-ul, Atena se va ocupa după aceea și se va uita în Niște e-mail. mânuțe ridicate sus, Daniela, patru mânuțe ridicate. Da.
Da, știu, am văzut mânuțele de la început, dar nu prea avem ce să facem decât să ne pună întrebările. Și probabil că între timp au și pus întrebările. Da, uite, o văd pe Mihaela, e o clientă de-a mea. Mihaela, scrie da. Paranteză. Da, scrieți scrie întrebările. În Q&A vă rog să le scrieți cel mai bine. Că eu acum încerc să-mi uit și încet. Uite, de exemplu, încet da. Este întrebare, se vor face și clisme? Nu, nu facem clisme. Dacă vreți, vă recomand. Și vă zic cea mai bună metodă prin a face asta, dar nu vă oblig și nu, adică nu e vorba despre asta. E vorba doar despre... Uh-huh. Deci nu aplicăm și partea asta, dar puteți să o faceți voi acasă. Și puteți să mă întrebați despre asta. Bun. Iarba de orz uscată, care are clorofilă, este bună? Întreabă cineva. Cristina întreabă. Uscată este, de fapt, pudra aceea de orz. Are 1% efect, să știți. Nimic nu se compară cu sucul proaspăt de, sucul proaspăt de orz. Asta nu se aplică și la clorela, la spirulină, la alge. E total diferit. Sunt algele, da? Sunt culese de pe apă, sunt uscate. E total diferit. Dar în momentul, ce fac de fapt, haideți să vă zic acum de pudra asta de iarbă, de grâu și pudra de iarbă de orz. Că am mai văzut o întrebare cu sodul natural de la așa. Deci, ce fac producătorii aceștia de pudră de iarbă, de grâu și de orz? Ei au fabrici, storc sucul, îl congelează și îl vând congelat și ca să nu arunce fibra, ce să facă cu fibra? O iau, o distratează, o mărunțesc și o pun în pungi. 1% efect. Fibra pe care noi, pe care eu și mulți alții care bem suc de iarbă, de grâu și de orz o aruncăm, ei o mărunțesc și o ambalează. 1% efect. Nu recomand. Dacă aveți posibilitatea să vă creșteți și vă spun că mă gândesc la un program în care să vă învăț să vă creșteți iarba de grâu, germeni, vlăstari, să vă creșteți cea mai bogată hrană nutrienți la voi acasă, mă gândesc la asta. Deci nu se compară nimic cu sucul proaspăt stors. Un pahar din acela, un shot de 50 de mililitri de suc de iarbă de orz sau de grâu, are valoarea nutrițională a 2,5 kg de legume verzi. Mhm. Bun, mai avem aici o întrebare. Dacă sunt sub greutate, pot să fac programul? Am 47 de kilograme la 1,68 m. Deci foarte... Au mai făcut, depinde cum te simți tu. Ai putea să intri în program și ai putea să mănci o singură masă pe zi. Poți să faci asta. O singură masă sănătoasă pe zi și în rest să faci program. Au mai făcut, au fost participanți care la fel au intrat slăbuți, dar au fost ok, au reconstruit după. Deci ori poți alege ori varianta asta, ori asta. Poți să mănânci o masă pe zi. Zic eu ce să mănânci. Mirela întreabă, ce facem cu produsele care sunt stropite din supermarket? Nu toți avem sere proprii. Știu, așa este. Le căutăm pe cele organice bio din supermarket. Există și în supermarket. Știu că în Oșan eu mă duc și iau țelina bio, castravetele, le iau bio. Și e important să le luați pe alea, nu le luați pe alea stropite. Nu le luați. Mâncați mai puțin, dar nu le luați pe alea stropite. Deci există și varianta asta, da? Să le luați organice. Se găsesc peste tot țelina bio și castravetele bio. Bun, Raluca mai întreabă, putem să urmăm acest program în continuare și după aceste 10 zile? Mă refer să urmăm 15 zile sau o lună. Îmi doresc să scap de vreo 12 kg, zice ea. Păi ar trebui să-l faci de vreo 3 ore, ar trebui să-l faci. Da, sigur, putem să discutăm și în program despre asta. Poți să-l ții 10 zile, faci pauză câteva zile, iar te apuci 10 zile, bineînțeles. Da, și au fost participanți care au rămas în continuare și au făcut 15 zile. Cristian întreabă, va mai fi webinar până în 7.01? Nu, nu vom mai avea niciun webinar. În 7 expiră, deci în 7 este ultima zi în care puteți achita programul la acest preț. Iar luni, în 10, cred că luni este, începe efectiv programul. Zic bine, Atena? Da, și eu vă recomand să intrați, dacă vreți să intrați, să intrați cât mai repede, pentru că aveți nevoie să vă achiziționați unele produse. Deci de aceea, e important să intrați până vineri. Da. Da. Și bine chiar poate până joi, ca vineri e încă zi în care... Exact, ca să vă dau lista cu alimentele care trebuie să le cumpărați. Da. Ok, cineva întreabă aici, hemoroizi, deci probabil întrebarea e legată de, e ok pentru hemoroizi?
Bineînțeles, nu avem nicio treabă cu hemoroizi, da. Da. Ana, treabă, iaurturile vegane sunt ok sau sunt inflamatoare? Eu nu prea sunt fan iaurturi vegane. Sunt multe făcute din soia, nu sunt nici fan soia. Soia a fost modificată de-a lungul anilor, a fost altoită, modificată, hibridizată și nu sunt consumatoare de soia. Mai sunt iaurturi vegane făcute din, poate din migdale sau din altceva, da, depinde din ce este făcut. Dacă e gătit, adică dacă e pasteurizat, nu recomand. Trebuie să fie crud făcut, crud, la rece. Bun. Ok, o altă întrebare aici. Dacă vorbim de infecția HIV, când alăptarea nu este indicată, cum ar trebui hrănit copilul în primele luni? Asta e o primă întrebare. Și cum ar putea persoana infectată cu HIV să-și crească imunitatea și să aibă o stare de sănătate bună? Copilul care nu poate fi alăptat poate fi crescut cu lapte de capră crud, atenție. Deci laptele de capră este cel mai apropiat cu laptele matern. Se apropie cel mai mult, nu-l fierbeți că devine acid în momentul și distruge toți nutrienții. S-au făcut studii și i s-a dat unui vițel lapte pasteurizat de vacă, în 3 luni a murit. Deci, ar trebui să-i dai copilașului tău lapte de capră crud, dacă ai undeva la țară cineva care poate să-ți aducă în fiecare zi lapte de capră, e cel mai bun lapte pentru copil. Și cum poți să-ți crești imunitatea? Având mare grijă de sistemul tău imunitar. Cum poți să faci asta? Sport. Introduc în lumină, sucuri verzi, alimentație vegană, întotdeauna pro-sistemul imunitar. Cu ce mi-a ajuns sistemul imunitar? Alimentația este cea care, atitudinea e cea care îmi influențează sistemul imunitar, alimentația, sportul, toate astea, trebuie să le introduci. Nu există așa o minune, o singură chestie, trebuie să le faci cu toate, mai ales dacă ai HIV. Bun. O altă întrebare. Scaunul va fi normal după 10 zile cu lichide? Da. Ok, scurci la obiect. Mariana, dacă nu avem legume și fructe bio, cum facem? Cred că ai răspuns deja la această întrebare, Șan. Le luați din piață, vă duceți și le luați de unde găsiți voi. Oricum, eu întotdeauna, dacă nu găsiți ecologice în supermarket, eu întotdeauna recomand din piață. Din piață de la țăran. Mă duc și iau varza aia, mă duc și iau pătrunjelul ăla de la țăran. Întotdeauna, oricum, recomand pe primul loc să fie piața și apoi din supermarket. Dar cu siguranță găsești o soluție. Și nu trebuie neapărat, nu e 100%, adică nu-mi trebuie certificat neapărat. Gândiți-vă cât de bine îi faceți voi corpului vostru doar prin ce nu-i mai dați. Cristian zice, am reușit să intru doar în partea cu întrebări, despre ce e vorba în esență, despre schimbarea stilului de viață, despre stilul de viață Hipocrates, despre roveganism și despre un restart cu un post de 10 zile prin care ne hrănim organismul cu hrană vie și nu ne mai alimentăm, sau nu, cum să zic, nu mai mâncăm, ci ne hrănim. Și Cristian, poți să revezi înregistrarea? Da, exact. Iarăși mai avem aici o întrebare. Pentru probleme de intestin e ok? Oare programul bacteriile bune sunt hrănite? Bacteriile bune dacă sunt hrănite? Bineînțeles că sunt hrănite. Bineînțeles, gândiți-vă că în primul rând nu le mai ucideți, nu le mai omorâți cu toți, cu pâinea, cu prăjelile, cu bulionul, cu toate astea, cu tot ce făceați, cu cafeaua, zahărul, toate astea distrug bacteriile bune. Noi acum o să venim cu sucuri, cu alimente vii, cu astea venim. Da. Ok, minunat. Se pot folosi suplimentar plasturi de detoxifiere? Dacă vrei, da. Deci dacă vrei și dacă crezi în ei, da. Ok. Următoarea întrebare. Programul este bun și pentru mine, fiind o persoană dializată? Deci face dializă, cred. Dializă. Ar trebui să discutăm, dar cel mai bun lucru pentru rinichii tăi este să renunți la produsele animale.
Nu există ceva. Deci, proteina animală este cea care distruge rinichii cel mai rău. Deci, dacă vrei să scapi de dializă, în primul rând, renunță. Deci, eu cred că ar fi o idee bună să intri în program și chiar dacă mănânci o masă pe zi, dar renunță la produsele animale. Ok. Tot Cristian zice, e mai sănătos să beam apă de izvor pe care o ținem în pet de 5 litri timp de 2 luni, e bună la gust și nu are nicio depunere decât apă plată din comerț? Da. Da, nu am încredere în apa din comerț. E filtrată grosier. O să vorbim în program despre apă. Deci e filtrată grosier și în momentul în care beți apă din comerț, beți apă cu plastic, cu chimicale, cu medicamente, da, există medicamente, oamenii iau medicamente, urinează la toaletă și apoi medicamentele alea ajung în apa noastră. Deci pesticide și toate alea. Planeta e poluată, nu mai există apă. Aceeași apă care a existat la începutul lumii există și astăzi. Nu, e aceeași apă și aceeași cantitate de apă. Gândiți-vă câte sute de mii de substanțe chimice a inventat omul. Deci, da, e mai bună aia de izvor, dar o să discutăm în program care e cea mai bună apă de băut. Perfect. Spirulina tablete este ok, întreabă Gabriela. Și dragilor, da. Noi stăm aici să răspundem la toate întrebările. Cei care... Masterclass-ul s-a terminat, noi vrem să respectăm și timpul vostru, că deja l-am depășit cu vreo oră. Deci cei care nu aveți întrebări, puteți liniștiți să ieșiți. Nu e obligatoriu, rămâneți dacă vreți. Vreau doar să mă asigur că cei care simt că e suficient pentru ei pot pleca. Dar noi vrem să stăm ca să răspundem la absolut toate întrebările și vor rămâne, bineînțeles, și înregistrate. Bun. De unde ți iei fibrele pentru digestie dacă acestea sunt eliminate, întreabă cineva? Este ok să renunțăm la fibre pentru 10 zile. Nu este nicio problemă dacă renunțăm la fibre pentru 10 zile. Gândiți-vă că ați mâncat fibre toată viața voastră, dacă ați mâncat fibre. Sunt unii, deci noi ne facem griji, sunt unii care nu mănâncă fibre deloc, care mănâncă carne, lapte, carne, laptele, o brânză, n-au niciun pic de fibră. Niciun pic de fibră, nu există fibră acolo. Și sunt alții care nu mănâncă deloc fibre și în momentul în care le propun un detox din ăsta, le teamă de fibră. O să introducem nutrienți. Corpul nostru, cu cât introduci mai mult nutrienți în el, cu atât o să fie mai sănătos, mai plin de viață, mai plin de vitalitate. Ne axăm pe nutrienți. Fibra consumă energie. Fibra e bună, da, dar acum vrem să renunțăm la fibră ca să lăsăm corpul să se vindece. Super. Bun. Vio întreabă, ce fel de apă folosește Athena? Apă filtrată. Vorbim un program. Ok. Vreau să vă dau mai multe, nu neapărat că țin secret, nu, dar vreau să vă explic exact procesul ca să înțelegeți. Uh-huh. Dar da, avem nevoie să ne filtrăm noi singuri apa. Good. Dacă, pentru că apa este cel mai mare mijloc de poluare. Ne poluăm corpul cel mai mult prin apă. Deci cel mai mult îți poluezi corpul prin apă, nu prin mâncare, prin apă. Și apa de astăzi, credeți-mă că e plină. Soarele, chiar dacă nu bei apă din plastic, deci există plastic în apă pentru că soarele sparge plasticul care există în natură, natura e plină de plastic, îl sparge în bucăți mici și îl împrăște în toată natura. Dar vorbim în program și despre apă. Ok. Elena întreabă, persoanele care au hipertiroidie pot consuma spirulină, clorela, sucuri verzi? Hiper. Cu spirulina și clorela mai ușor, pentru că spirulina și clorela hrănesc tiroida, dar în momentul în care corpul se îmbolnăvește, nu prea mai acceptă tiroida, mai ales că e hiper. Dar sucurile verzi o să te ajute foarte mult să vindeci problema asta. Deci spirulina și clorela nu la tine. Dar sucurile verzi sunt minunate. Orice problemă ai avea de sănătate, nu mă interesează. Orice problemă ai avea, sucurile verzi sunt un remediu minunat. Nu există ceva care să fie interesat la sucurile verzi. Uh-huh. Ok. Așa, Ioana, alerg la maratoane, iar când nu, mă antrenez. Va trebui să întrerup antrenamentul? Nu neapărat, nu.
o să ai energie, poate o să fie zile în care nu o să ai atât de multă energie, de ce? O să fie zile probabil când o să te simți mai moleșită, dar nu e, asta nu se întâmplă la toată lumea. Ce s-a întâmplat la ceilalți participanți? O zi, două au fost așa mai moleșiți atunci când s-au eliminat toxinele, da, te poți simți mai moleșită, dar în general majoritatea au zis nu m-am simțit niciodată atât de bine și atât de energică. Deci au făcut sport în fiecare zi, deci au fost persoane care nu s-au oprit din făcut sport. Poți să faci sport fără nicio problemă. Ok. Bun. Alina întreabă, dar tu ce alimentație ai zi de zi? Dacă vrei așa să ne spui foarte pe scurt. Dar bănuiesc că mult, mult grâu de ăsta, nu? Am o alimentație raw-vegană. Raw-vegan înseamnă crud 100%, da? Deci mănânc 100% crud, nu mai mănânc nimic gătit și asta e o decizie pe viață pe care am luat-o. Pentru că am văzut cum se simte corpul meu cu mâncare gătită și fără mâncare gătită, e o diferență la cel de la, la pământ sau de la noapte la zi. Mănânc avocado, mănânc tot felul de vertețuri, mănânc germeni, mănânc vlăstar, mănânc, iau polen, iau spirulină, clorela, am și niște suplimente de la Institutul Hipocrates pe care le iau, sucuri verzi, semințe, nuci, cam asta ar fi. Ok, Dumitra întreabă, varza murată sau alte murături la sare sunt recomandate? Varza murată o recomand foarte mult pentru că conține probiotice, dar vine cu bacteriile alea prietenoase, conține bacterii prietenoase, dar cu sarea nu sunt eu mare prietenă, adică nu prea sunt prietenă. Eu prepar varza murată fără sare. Deci sarea, deși știu că sunt mulți specialiști care vă zic că e vai cât de minunată e sarea, sarea adevărată de care noi avem nevoie este sodiu organic din țelina de apio. Sodiu organic, acela. Sarea, de fapt, este clorură de sodiu. Orice sare, chiar cea de Himalaya, orice sare vreți, este clorură de sodiu și nu e ok pentru noi. Deci cât mai puțină sare și se poate face varză murată fără sare și fără oțet. Deci nu recomand oțetul, o să recomand eu un fel de oțet de mere în timpul programului, dar nu pe mâncare, pentru că împiedică digestia, deci nici pe murături. Ok, în cazul unei sciatici cronice, e ok programul? Da. Bun, Cristian întreabă cum putem să revenim înregistrarea. Cristian, te-ai înscris pentru acest masterclass pentru că altfel nu erai aici, nu aveai link-ul. Și ești în lista celor care au fost înscriși, toți cei care sunt în listă vor primi înregistrarea. Imediat ce se va procesa, acum vă rog să aveți un pic de răbdare, că va dura probabil câteva ore, e foarte lungă înregistrarea, până când se procesează și fiind și seară, probabil pe mâine o să o primiți. Bun. De unde putem cumpăra plantele pentru ceaiuri reci, ca să nu folosesc picure? De oriunde. De la plafar, de oriunde, de la plafar sau de pe internet. Găsiți ceai vrac, da? Eu recomand în general plantele așa vrac, cum sunt ele, să le luați, să le puneți în apă, să le lăsați peste noapte, pentru că pliculețele, v-am zis eu, mai sunt și pliculețe care conțin plastic și ăsta e motivul pentru care vrem în perioada asta măcar să... Dar sunt și ceai organice cu plicuri, eu mai iau. Dar trebuie să fie organic ceaiul ăla, să fii sigur că e organic și ei nu folosesc plasticul acela în plicul de la ceai. Ok. Cred că în maxim 3 minute o să închidem, da? Deja suntem așa la peste o oră de Q&A. Gelul de aloe, dacă poți să ne spui, dacă e în regulă. Depinde. Eu recomand aloe vera, este minunată, e un super aliment, e un aliment incredibil, plin de nutrienți, cu sute de minerale, dar în momentul în care iau aloe vera și o procesez și o pasteurizez și mai adaug și ceva conservanți, nu mai e ok. Deci dacă e moartă, dacă e fiartă, dacă e pasteurizată, în sticlele alea, credeți-mă că dacă ar fi vie, nu s-ar păstra. Ar exploda, ar fermenta, nu există așa ceva. Ce înseamnă pasteurizarea? Îl bag la o temperatură mare și eu omor toată viața toți nutrienții. Și ce scrie pe sticluțele acelea de aloe vera, nu știu ce, sute de, nu știu ce, de minerale. Sute de minerale când planta era vie.
dar nu după ce ai procesat-o și după ce ai băgat-o tu la tot ce ai făcut. Vă recomand să vă luați plântuțe sau frunze, există frunze. Și pe internet există supermarketuri care vând frunza de aloe vera, să luați și să consumați voi frunza, să faceți ori smoothie, cum procedeți. Haideți că vă zic repede. Eu, dacă aveți un sorcător prin presare la rece, puteți să mai tăiați bucățele mici și să introduceți în sucul verde. Bucățele mici și în proces. Dacă nu, îi tăiați, o curățați de coaja aceea verde și introduceți gelul, puțină apă în blender, mixați puțin, pentru că și blenderul ucide dacă așa, și beți toată chestia sau cu apă de cocos. E super bună. Deci gel de aloe vera proaspăt curățat, da? Cu apă de cocos mixați și beți dimineața pe stomac gol. E minunat, dar nu cred în sticlele alea pasteurizate. Nu cred. Ok. Mai sunt câteva întrebări care cred că ar merita răspunsuri mai elaborate și probabil că în program ar fi cel mai bine. Dar hai să îți adresez, să zicem, o ultimă întrebare. Pentru copii recomanzi stilul raw vegan? Da. Fetița mea până la 3 ani și ceva doar raw vegan a fost. Asta e hrana cu care trebuie să ne hrănim noi. Nu știu de ce ne e teamă. De ce ne e teamă când toate vietățile se hrănesc așa? Bineînțeles. Deci fetița mea până la 3 ani și ceva, de la 3 ani și ceva a început să meargă la grădiniță, că vrea și ceva gătit, că ea e vegană, dar vrea și ceva gătit și nu pot să-i oblig eu. Dar eu am crescut-o vegană. Deci vegană și până la 3 ani și ceva doar rău vegan. Deci ea mânca cu mine și mânca doar crud. Ea nici nu știa că broccoli se fierbe. Ea nu știa. Ea nu știa că porumbul se fierbe. Știți că puteți să mâncați porumbul crud? Ea nu știa. În momentul în care a gustat porumbul fiert, nu l-a mai vrut pe ăla crud. N-a mai vrut broccoli crud în momentul în care l-a gustat fiert. Ați înțeles? Aici e problema. Ne ducem după gust. Suntem dependenți de gust, nu de sănătate. Ok. Athena, ești de acord că, adică, spune-mi tu dacă vrei să mai rămâni. Eu, sincer, încep și o altă întâlnire peste votare în America, chiar acum, la 10, trebuie să intru. Ok, putem să încheiem. Putem să încheiem. Și, da, cred dar că... Dar, cei care nu sunteți încă convinși că puteți să țineți programul, eu vă zic că nu o să fie ceva extrem de greu. Vă zic că o să fac procesul ăsta să fie cât mai ușor. O să vă țin de mână. Puteți să intrați în program doar pentru valoarea care o să vă luați, pentru că o să vorbim despre stil de viață sănătos, ce înseamnă, ce puteți să faceți tot. Și o să fiu mentorul vostru timp de 10 zile. Eu, ca să aflu toate informațiile astea, am dat multe zeci de mii de euro. Gândiți-vă că programul ăsta costă 250 de lei, 50 de euro. Am dat multe zeci de mii. Zeci, multe, multe. Daniela știe. Eu știu foarte bine, numai drumurile în America, trei doar anul ăsta. Și nu e vorba doar de drum, ci de investiția de a fi acolo, la institut și așa mai departe. Mulțumim foarte mult, Athena. A fost extraordinar de valoros și pentru comunitatea mea chiar era necesar. Așa că eu vă mulțumesc tuturor celor care ați fost astăzi prezenți, nu doar de la mine din comunitate, dar mi-am asumat eu așa cumva rolul de co-gazdă pentru toată lumea. Athena, îți doresc mult succes. Mulțumim. Dragilor, să primiți noutăți, o să primiți de la Athena informații legate de program, înregistrarea, absolut tot ceea ce e nevoie. Și pentru orice detaliu, abordați-o pe Athena pe e-mail, negrescoathenaron@yahoo.com. Și ne vedem în program, da? Ne vedem în program să ne plângem unii la alții, să plumesc. Se alătură și soțul meu de data asta, Daniela, deci o să fim... Da, și eu o să țin programul cu voi, am uitat să vă zic. Deci și eu o ține pe programul. O să fiu o săcuită, te-a dus din start. Bine, o seară minunată, vă doresc. Mulțumesc, la revedere, seară frumoasă!